Salutare! Bine ați revenit la frumoasa emisiune în Dodi. Astăzi avem subiecte mai grele și se referă la stabilizarea, fixarea prețurilor. Vorbim de capitolele 15, cum funcționează sistemul prețurilor, 16, stabilizarea piețelor și lucrurilor necesare, 17, fixarea prețurilor de către guvern și, mă rog, controlul chiriilor, 18, în ediția nouă. În ediția mai veche, nu e. Da, înainte însă de a începe discuția despre capitole, o să vă rugăm jos să apăsați pe butonul de like ca să se răspândească videoclipul în algoritmul lui YouTube și de asemenea aveți la dispoziție jos un buton de subscribe, un clopoțel, dacă vreți să ne mai auziți pe noi. În descriere o să găsiți locul unde puteți să cumpărați cartea asta de la Mises.ro, cartea fiind publicată de Terra Libertas Publishing House. Și tot în descriere mai sunt alte locuri unde vă puteți întâlni cu noi pe internet. De asemenea, am mai pus acolo ascunse bine de tot, că nu prea le găsește nimeni, două linkuri, unul de Patreon, unul de crypto, pentru cei care vor să răsplătească în vreun fel eforturile pe care le facem noi aici. Ok, așa cum a spus și Alexandru, aici e vorba de controlul prețurilor. Despre asta e vorba în capitole pe care le vom analiza azi. Ne tot lovim de chestia asta. A fost și la unguri, nu Orban, te-a făcut asta. A plafonat. La noi nu știu care a fost discuția. Cred că nu le-a plafonat, dar a fost scenariul ăla în care le-a dat un fel de subvenție și i-au scăzut. Era laptele mega, era 6 lei și l-a pus acum 4-5 sau... Nu știu ce subvenție le-a dat, dar discuția a fost că au o înțelegere între producători ca de comun acord să... Păi discută, Hezdit, un scenariu de tipul ăsta. Deci ar veni cu... Nu e controlul prețurilor pur și simplu, sau le dă un fel de subvenție. Nu știu ce a fost la noi, știi? Mă ceva creativ. Le-o fi dat ceva. Ceva creativ. Nu, dar e posibil să le fi dat ceva. Nu știu. Mă rog, mie îmi place că Hezlit începe cu ca la manual, așa, cu cum funcționează prețurile. Și ideea este că prețurile sunt o informare a echilibrului între cerere și ofertă, între ce oferă cineva și ce vrea cineva, altcineva. Înțelegerea, prețurile se referă, nu sunt numai cifre, se referă la interacțiunea între niște oameni și ce preferă și ce nevoie au ei. Deci fără prețuri nu poți. Păi, dacă vezi niște portocale care n-au niciun preț. Uite, neprețuite. Înainte să existe, asta e una, asta e întrebare, este bună, pentru că lasă loc reinterpretării unei dintre greșelile maxime. Prețurile, avem senzația cumva, sau unii au senzația că prețurile sunt doar ceva financiar. Doar legate de bani. Dar nu e așa. Și pe vremea comunei primitive, atunci când se făcea troc, existau prețuri, da? Pentru o masă de carne aveai de plătit două bucăți de băț sau ceva. Adică existau prețuri și atunci, da? Vroiai, nu știu, să îți calci costumul de vânătoare, trebuia să aduci niște porumb pentru călcătoreasă. Să mi-a scus cuțitul. Ideea e că așa cum definește Mises prețul, prețul e rata de schimb. Da. Nu trebuie neapărat să fie bani într-o parte a schimbului. Uite, dacă ne gândim la argumentul calculului economic în comunism, de ce spune Mises că n-au prețuri? Pentru că nu se schimbă factorii de producție, nu se vând și se cumpără, sunt toți ai partidului. Deci betoniera aia nu e. Ce se întâmplă în capitalism? O betonieră e a cuiva, e a lui Vale și mă vinde mie. Deci un bun de capital se schimbă. Se vede un preț. Acolo sunt toate ale partidului. Sau nu ale tuturor. Și n-ai rată de schimb pentru că n-ai, prin definiție. Pentru că n-ai schimb. Da, uite, mă întreba cineva chiar de curând chestia, domne, se făceau nave maritime, nave de comerț în România, înainte, pe vremea lui Ceaușescu,
Da, normal că se făceau. Dar răspunsul este că, uite, în clipa în care aceste nave au trebuit să supraviețuiască pe piața liberă, nu mai, adică întrebarea corectă pe care trebuie să o pui nu este dacă se făceau nave. Că asta e o problemă de inginerie, adică noi deținem niște treburi, suntem autarhici, nu ne interesează eficiența economică, avem un combinat siderurgic la Galați, îți dă buloane și de-astea, tablă pentru fier pentru nave, da, oțel pentru nave. Și uite că ieșeau nave din România. Întrebarea pe care trebuie să o pui este, se făceau nave eficient în România? Nu. Răspunsul este nu. Și în mare parte de asta au și murit prin porturile prin care au murit. Avându-o flota. Da, țin minte că eram în 99 într-o excursie cu liceul și am trecut pe lângă Veneția. Și nu mică mi-a fost surprinderea să văd acolo o navă ruginită cu cala vopsită bleu și scria pe spate ceva în românește. Nu mai țin minte acum, dar mi-a atras atenția. Zic, ia uite-te ce... Era una din trenavele ce făcuseră parte din faimoasa flotă a României, care fusese uitată acolo într-un port și lăsată ca gaj, pentru că vorba aia, consuma, ca să o muți, consuma mai mult decât ca să o scufunzi. Credeam că e aia pe care scria Karl Marx, dacă știi prin asta e o epavă, știu, pe care scrie Karl Marx. Ok. Discuția începe cu... Uite, stai puțin, ca să mai introduc, să mai bat șaua asta cât e caldă, da? În România, de asemenea, se făceau și mașini, da? Nu se făceau numai nave, se făceau și mașini și nu vorbesc de dacile care se fac acum, da? Vorbesc de o mașină făcută în colaborare cu Le Français, care se numea Allseat. Da? Nu o să vedeți multe Allseat-uri că au făcut purici pe aici, da? De ce? Da, doar machete. De ce nu o să vedeți? Păi consumau vreo 16 litri la 100 de kilometri. Nu, asta e din cauza că te îmbia să o conduci sportiv. Nu, asta era din cauza că motorul era desenat prost. Era desenat după niște principii foarte, foarte învechite. Da. Uite, Vali deja a atins subiectul ăsta, diferența între problema inginerească și problema economică. They are not the same, sunt lucruri diferite. Problema comunismului nu e că nu, inginerii români nu știu cum să facă poduri, sau inginerii știu cum să facă. Nu e asta problema. Sau că pantofarul nu știe cum să facă pantofi. Știe cum să facă pantofi, deci nu e. Problema economică e diferită. Uite, austriecii numesc asta problema tehnologică. Nu, niște inputuri, faci un output, faci, ai un material și faci pantofi. Chestia asta, relația asta între scopuri și mijloace se numește tehnologie. Problema economică e alta. Problema economică e că avem resurse rare, puține, resurse puține și, sau na, să o luăm între scopuri și mijloace, sau între nevoi și resurse. Avem nevoi infinite, resurse finite care au utilizări alternative. Ce fac cu, am $1000, ce fac cu ei? Cumpăr pantofi sau cumpăr, nu știu, portocale sau, mă rog, alte obiecte. Ideea e că dacă eu cumpăr pantofi de toți, nu mai am bani pentru portocale. Deci apare o tensiune. Mijloacele, resursele au utilizări alternative și asta e problema economică. Cum aleg producția relativă de bunuri? Câți pantofi să fac și câți altceva. Câte portocale să producă. Ori asta e o problemă economică, nu e o problemă de inginerie. Cum se fac pantofi? Nu, e o problemă de alegere. Trebuie să aleg. Și întrebarea e cum aleg? Hezlit spune că prin prețuri. Văd că
a crescut prețul la pantofi, fac pantofi. Înseamnă că asta vrea lumea, nu? Altfel nu creștea prețul. Și mă rog, invers, a scăzut prețul, înseamnă că lumea vrea altceva. Nu mai vrea pantofi, nu mai investesc. O las mai moale cu linia de producție, dar ideea e că prețul îmi dă informații. Spune, și ar spune Milton Friedman că mă și motivează. Deci are funcția asta dublă. Îmi și spune că există realitatea acolo, ce vrea lumea. Și mă și motivează. De ce? Pentru că fac profit. Dacă lumea vrea pantofi și eu fac pantofi, o să fac bani. Mi se pare că e foarte important că școala austriacă lămurește chestia asta pe care confierează lumea, că prețurile poate să crească din lăcomia producătorilor. Și vezi că dacă ai piață liberă, nu mai e loc de lăcomia producătorilor. O să-i apară concurență. Nu ce ai zis tu. Alții o să vadă, aici se câștigă. Se câștigă bani. Hai să produc și eu chestia asta. Nu, lăcomia există oricum. Ideea e că e alte forme. Lăcomia se poate manifesta și cu un stat sau cu un monopol, cu un unic producător, se poate manifesta și pe competiție. Ăla care vinde ieftin, hipermarketul, care are economie de scală, e în continuare lacom. Deci nu s-a schimbat, nu s-a modificat natura umană. Doar că el îți câștigă din industria de scală. Deci are profit pe... Bine, aici o să fac... Profitul agregat e... O să fac o observație din alt ramură, din alt domeniu. Că o să ai așteptarea să nu fie lacomi niște apropiați. Nu știu, familia, prietenii, cineva cu care, schimbi deci altfel de lucruri. Ăla care nu e lacom deloc, tu vei fi întotdeauna, știi? Deci. Da, exact. Eu nu deci sunt nu lacom să vezi un socialist ca să spun, eu sunt lacom. Nu, e exclus. Altcineva, întotdeauna altcineva e. Nu, dar ideea ar fi că mulți oameni vor să extindă așteptări, mă rog, copilărești, din copilărie, diverse neajunsuri asupra societății. Mulți oameni care își imaginează câte ceva, cum să meargă... E foarte frumos că lumea își imaginează. Să-și imagineze cum există, cum ar fi o armonie în societate. Problema este că dacă te apuci o impui, nu mai ai economie sănătoasă, liberă, care să te informeze de ce este valoros în societate. Nu că lumea zice, stai puțin că economia e cu producțiile, dar societatea e cu interacțiunile astea, dacă ne dăm bună ziua și dacă ne zâmbim pe stradă. Nu, toate astea sunt interacțiuni între oameni și interacțiunile astea legate de schimburi nu pot să trăiască fără prețuri, și ca să ai prețuri adevărate, corecte, aflate, trebuie să-i lași pe oameni liberi să poate să intre, să iasă din piață, să nu-i ții cu forța, așa cum într-o relație de între oameni, de prietenie, să zicem, nu stai cu forța, da? Nu salvezi o relație prin niște stimulente. Uite, a spus Alex la începutul emisiunii că ăsta este un episod greu. Și este un episod greu tocmai deoarece explică această relația prețurilor, tocmai pentru că încerc să explice cum se formează și ce înseamnă prețurile efectiv. Și ăsta e un lucru pe care multă lume nu îl înțelege. Ne-am mai vorbit un pic în episodul precedent, atunci când am spus că economia, cel puțin din punctul ăsta de vedere, e ca o călătorie în timp. Este orice acțiune are o reacțiune, cauzează valuri, e un butterfly effect. Deci absolut orice se întâmplă, și de asta am spus noi în episodul trecut, că nu poți să acționezi asupra economiei din afara ei, pentru că nimic nu este în afara acestui spațiu economic în care ne ducem noi viața. Hazlitt, pe de altă parte, și mi se pare foarte utilă chestia asta, plecând de la principiu ce funcționează la nivel individual o să funcționeze și la nivel macro, încearcă să explice situația reducând-o la
o persoană. Deci el pleacă de la ideea, ok, avem o persoană, da? Că, uite, a spus și Alex, da? Sau Costel, nu mai știu care dintre voi doi a spus-o. Că, nu, că economia înseamnă că ai nevoi nelimitate, Costel a spus-o, că ai nevoi nelimitate și resurse limitate, da? Ai o singură persoană, ea are mai multe nevoi. Deci să presupunem că facem apel la povestea lui Robinson Crusoe și ajunge Robinson Crusoe pe insulă, da? El are mai multe probleme atunci, da? Întâi trebuie să facă rost de niște apă, după aia trebuie să facă rost de niște mâncare, după aia trebuie să facă rost de niște adăpost, după aia trebuie să apcat unul Maslow să ierarhizeze nevoile astea ale oamenilor. Dați un ochi la un moment dat. Mă rog, dar ideea este că el, Robinson, nu poate să facă mai multe lucruri în același timp. Sau hai să zicem că e bărbat și poate să facă măcar două, da? Dar glumesc acum. Zic, teoretic, atunci când te apuci să creezi un, sau să sapi o groapă, ca să dai, sapi un puț, ca să dai de apă, da? Asta e o activitate care îți ia tot corpul. E cam greu să vânezi în același timp sau să construiești o casă. A, nu se poate, ești o resursă limitată. Poți să asculti muzică. Da, ești un om putere. Dacă nevoia de a asculta muzică ar fi destul de importantă, sigur, poate ai putea să faci pe asta, dar ținând cont că ești pe o insulă și nu ai nicio sursă de curent electric, s-ar putea singura muzică pe care poți să o asculți e dacă cânți tu și dacă cânți s-ar putea să te însetoșești și mai tare. Pentru că te apuci, ce să vezi, să cheltui resurse făcând trebuie din astea. Da? Ok, bun. Sau nu poți fi în alt loc, în alt timp, știi? Deci realitatea se manifestă. Și încearcă Hazlitt să spună, dacă chestia asta vă e clară, că tu nu poți faci ca om mai multe lucruri deodată, hai să presupunem, zice el, și ajutat de exemplele literare, că pe vremea când a fost publicată cartea Robinson Crusoe, s-a bucurat de un succes imens în literatură și a făcut, că n-a inventat Hollywood-ul roata, da? A generat în tot spațiul literar mondial tot felul de imitații, da? Una dintre aceste imitații care și-au găsit destul succes a fost Der Schweizer Robinson, familia Robinson elvețiană, care a fost scrisă de un elvețian. Ei nu se numeau Robinson, ei erau, omul le-a spus Robinson ca să se înțeleagă că vin din, că sunt cumva sequel, la că e o aceeași poveste. Era vorba de o familie care în drum spre Australia, emigrau în Australia, au fost loviți de un naufragiu și au ajuns pe o insulă. Cum a ajuns Robinson Crusoe? Au ajuns ei pe o insulă, da? Și ce să vezi, această familie avea aceleași nevoi, da? Acum la nivel atât individual cât și colectiv, de apă, de mâncare, de adăpost, mulțumesc, așa. Ok. Și, de exemplu, era un tată, mamă, doi copii, nu știu ce. Bun. Copiii erau trimiși mai eficient să adune lemne pentru foc. Da? Tatăl ieșea la pescuit, mama gătea acasă. Se păstrau oarecum rolurile astea tradiționale determinate de patriarhat împotriva căruia protestează unii și alții. Dar mă rog. Mai bine mureau de foame. Ideea e că da. Alternativa era că mureau de foame. Dar problema era așa. Și asta o spune și Hazlitt. Și aici legăm înapoi de problema inginerească despre care vorbea Costel mai devreme. În clipa în care nevoia de lemne de foc era satisfăcută, e absurd ca să mai strângi mai departe lemne de foc. Chiar dacă o faci bine, nu mai au aceeași valoare lemne. Deci, dacă ce ai strâns lemne de foc pentru toată săptămâna, nu mai au aceeași valoare următoarele lemne de foc pe care ai putea să le strângi tu, expert fiind la fel de bine, cât ar avea, de exemplu, să faci curat în fața, să faci curat în căsuță, în cabană, în iglo.
să speli vasele în care trebuie să pună masa sau o altă chestie mai imediată și mai necesară. Ceea ce încearcă Hazlitt să îți explice din punctul ăsta de vedere este că resursele care sunt limitate, resursa umană care este foarte versatilă, dar în general toate resursele care sunt limitate, pot fi folosite cel mai eficient, că aici vine și introdus conceptul de eficiență, pot fi folosite cel mai eficient în anumite direcții, după care, odată ce își ajung punctul de randament maxim, poate e mai eficient să fie folosite aceleași resurse în altă parte. Da? De exemplu, cum spunea Costel mai devreme, am 1000 de lei. Da? Ce cumpăr? Cumpăr 70 de perechi de pantofi sau cumpăr 2 perechi de pantofi și mai cumpăr ceva de mâncare și poate mai cumpăr și niște haine, dacă merg în pielea goală pe stradă, s-ar putea să se supere lumea. Adică unde folosim mai eficient aceste resurse, ăla este locul. Și felul în care noi ne dăm seama când e nevoie de persoană, când e vorba de persoana întâi, e foarte ușor, e foarte simplu. Da? Dar cum e atunci când vine vorba să-ți dai seama de ce ar vrea altul? Uite, de exemplu, aici mergem un pic în celelalte capitole, dar e foarte în regulă. De exemplu, De exemplu, cum să-mi dau eu seama ce este cel mai important pentru Alex? Aș putea să zic, uite, Alexandrule, ai această, parafrazând-o un pic pe Ayn Rand, ai acest inhalator care te-ai lăsat de fumat cu el, da? Eu aș zice că nu mai vreau să-l mai folosești și să zicem că îți dau, dacă nu-l mai folosești astăzi, îți dau 100 de lei. E is it a deal or not? Nu mi-i dai, mi-o oferi. Glumesc. No, it's not a deal. Not a deal. Not a deal, da? Bun. 200. No. 3. No. 4. Deja trebuie să pui ori 10. Nu. 4.000. No. 40.000, nu. Două secunde, avem probleme Sigur. Tehnice. Sigur. Lasă-te, bă, la un moment dat, că facem un exemplu pentru camere. Aoleu, greu. Umflă greu. Tu vei și tu bani ca să lase. Cu 2 lei și... 5.000 de lei. Bine, așa e. Mă gândesc. Ok, ideea este că la un moment dat, la un anumit preț, asta apropo de... Era o... zicală de-a lui Ayn Rand că nu există pe lumea asta oameni dependenți de fumat. Deci sunt doar oameni care nu sunt motivați suficient. Dă-i unui om $1,000,000 pe zi să se lase de fumat și se va lăsa de fumat. Da, până când? Până când? Inflație, nu e în regulă. Da, eu cred că și ea țin firma exemplu. Bun, ideea e pe care asta am... subiect, că sunt lucruri care sunt mai importante decât prețurile. Ideea pe care am încercat să o exemplific acum cu cooperarea lui Alexandru a fost... Slabă. A fost că există un preț stabilit la un moment dat care îmi spune ce e mai important pentru Alexandru. Să poată să pufăie din chestia aia sau 5.000 de lei pe zi. Da? Acest preț s-a format în condițiile absenței oricărui fel de constrângere externă. Da? Bine, la noi a existat o constrângere externă, da, dar în sensul că da, timpul. Dar stăteam până mâine. Teoretic, așa se formează prețurile pe piață. Ele ajută să cuantifice stringența nevoilor pe care le au anumite persoane și ne ajută pe noi ca societate să distribuim resursele în direcțiile cele mai eficiente. De asta
De asta spunea Alexandru mai devreme că prețurile conțin în ele un mesaj. Prețurile sunt un mesaj. Ele spun unde este cea mai mare nevoie de lucruri. Sunt un semnal atât pentru producători, da? Atunci când ai un preț mare la un produs, e un semnal să te apuci să faci și tu produsul ăla. De ce? Pentru că știi că lumea îl vrea și nu e destulă ofertă, că de fapt asta ne-a învățat economia pe partea cealaltă, da? Prețul de echilibru se formează la raportul între cerere și ofertă, da? Cu cât este oferta mai mică în raport cu cererea, da? Ea poate să fie foarte mare oferta, dar cererea să fie mult mai mare în raport cu oferta. Deci aici contează foarte mult. Cu cât cererea este mai mică, cu cât oferta este mai mică în raport cu cererea, da? Cu atât prețul va fi mai mare. Și asta înseamnă că e loc să oferi acel produs. E un semnal să intri pe piață. Dar tu ce cumpărai? Că nu mai ai fuma Alexandru sau ce? Da. Nu suportă. Era o preferință de-a lui. Uite, mă gândesc care e contextul mai general când economiștii libertarieni folosesc chestia asta. Nu știu, cred că au în vedere două chestii. Una e ai socialiști gen Venus Project care văd resursele ca fiind infinite, chiar dacă nu stau cu mai încolo puțin, găsim nu știu ce și sunt infinite și dispar. Toate discuțiile astea sunt niște prostii. Pentru că nu mai avem tensiunea între nevoi și resurse. De ce? Pentru că pot să am și pantofi, e ca și cum aș avea lampa lui Aladdin. Poți face de toate. Deci nu mai am problemă. Altă chestie era competiția asta între piața liberă și economia planificată. Deci comunicarea via niște prețuri și comunicarea via un decret birocratic. Birocrat spunea. Faceți atât cărbune sau... Și na, critica liberală e că creează dezechilibre acel criteriu birocratic. Nu face ca un preț. Un preț chiar îți reflectă niște preferințe. Ăla îți reflectă, sau să zicem, prețul distorsionat de un birocrat îți reflectă preferința birocratului. Da, deci, o altă chestie pe care mi se pare că încearcă Hazlitt în toată cartea e să explice efecte din astea de alt ordin, ca un butterfly effect. Zice, tot felul de lucruri, chiar că aparent mici sau pe termen scurt, îți fac efecte mai târziu, chit că nu le vezi. Uite efectele. Și o observație la ce ai zis tu mai devreme, m-am tot gândit de ce visează mereu oamenii să controleze economia. Mă gândesc, înainte de Revoluția Industrială, oamenii nu visau să controleze economia, visau să controleze, societatea, să zicem. Pentru că erau învățați cu ideea asta de cineva e puternic și trebuie respectat, că altfel produce niște violențe. Dar odată ce a venit Revoluția Industrială, e doar o părere personală, da? Ai oameni care sunt în stare să conducă mașinării foarte mari, nu știu ce, excavatoare uriașe, și un singur om care conduce chestia aia. Deci se poate ca un om să conducă o mașinărie foarte complexă dacă e inginerizată bine. Păi se uzează nu știu ce, schimbăm rotița, da, e o mașinărie. După aia te uiți la o firmă. Cum poate un om să conducă o mașinărie așa bine unsă ca o firmă? Care și aia poate nu e bine unsă, trebuie să mai schimbe ceva pe la nu știu ce departament, mai cumpără niște roboți. Pare că am putea să conducem și societatea ca pe o mașinărie. De ce să nu putem să apăsăm niște butoane, să fim DJ, să schimbăm presiunile, să echilibrăm toate lucrurile astea? E un vis foarte frumos, nu? Să fie intelligent design. Problema crucială ar fi că economia e făcută din acțiuni umane și nu te apuci să, aici vine partea etică, pe de o parte, nu te apuci să forțezi oamenii să prefere niște lucruri. E adevărat că poți să conduci, ca dovadă că le înfierăm noi acum, poți să conduci economia schimbând niște stimulente.
poți să umbli la nevoile oamenilor, să nu mai aibă carne. Fii atent la mijloace. Mijloacele le poți controla. Exact. Rezultatul nu-l poți controla. Deci comuniștii îi pot aplica mijloacele. Comunismul în România a fost aplicat. Comunismul înseamnă colectivizarea totală a mijloacelor de producție. Ești sigur că a fost adevărat comunism? Da, da, pe definiția lui Marx, da. Deci implementezi mijloace, teoria fiind falsă, nu poți aplica și rezultatul. Să-l implementezi. Rezultatul era egalitate în bogăția, rezultate în calitate în sărăcie. Deci nu poți controla tot, asta vreau să zic. Poți controla mijloacele. Da, pot controla prețurile, știi? Dar asta nu înseamnă că poți controla și rezultatul, știi? Exact. Și ce explică? Deci, dacă ăsta mai spune că n-a fost implementat, da, rezultatul n-a fost. Și ce explică de multe ori Hazlitt pe aici este că pare că te pricepi tu, apeși niște butoane, casă X și de cele mai multe ori se întâmplă invers, non-X, anti-X. Da? Vrei să scazi niște prețuri, crești toate celelalte prețuri. Asta pentru că lumea în sine sau cel mai des teoreticienii care în primul rând unul la mână n-au instalat ei butoanele ca să știe ce fac, doi la mână au o părere despre ceea ce fac, părerea fiind eminamente greșită. Aș face o scurtă paranteză aici apropo de ce a spus Alex mai devreme, să menționez că unul dintre rezultatele pozitive ale Revoluției Industriale a fost că a schimbat arhetipul dominant către care să tindă toată lumea din cel mai bun războinic, cel care este capabil să cauzeze cât mai multe distrugere altora, în cel mai bun afacerist, cel care este capabil să deservească cât mai multe din nevoile altora. Mie mi se pare că și numai pentru atâta e un lucru mare pe care l-ar fi făcut economia asta. Scuză-mă, Revoluția Industrială. Mai făcut să mă gândesc la lui Musk. Nu știu cât de reliable. Am văzut-o pe Twitter. Diplomații vor război, războinicii vor pace. Nu știu dacă chiar a lui. Era atribuită lui. Sunt unii care sunt fani și nu au auzit chestia asta, dar mă rog. Da. Aș mai sublinia un singur lucru înainte de a trece mai departe, că noi și Hazlitt am adus vorba aici de economia asta la nivel simplu, da, cu un om, apoi cu o mână de oameni, și tocmai pentru a ne asigura că asta e o chestie pe care lumea o înțelege. Toată lumea înțelege că dacă ai vase de spălat și dat cu aspiratorul, depinde care dintre ele trebuie să o faci mai devreme, nu poți să le faci pe amândouă în același timp, da? Dar dacă vine mama soacră în vizită, da? Și n-ai timp să le faci pe amândouă în același timp. O să vezi că ai timp. Și nu ai timp, hai să zicem, nu ai timp să le faci pe amândouă până când îți vine mama soacră, o să te gândești foarte mult de la care îți vei lua perdaf mai mic. Aha, da? Ok, da. Și dintr-o dată îți vei da seama care dintre nevoi este mai stringentă. Asta încerc să spun. Că care minciuna albă e mai plauzibilă? Da. N-am avut apă caldă. Uite, de-abia acum ne-a dat drumul, eventual. Ai naibii ăștia. Știi la ce mă gândeam? La cât de fair e obiecția asta la adresa socialiștilor. Socialiștilor mainstream, dacă vrei. Deci hai să facem abstracții de Venus Project și alții care... Nu știu, Bernie Sanders. Care fumează sau ce? Obiecția asta a resurselor... Ei nu înțeleg realitatea resurselor. Mă gândesc cât de veridică e obiecția asta. Eu mă gândesc că ei au două lucruri în vedere. Înțeleg realitatea resurselor, doar că dacă ai un conflict, primul scenariu e că, uite, Bernie Sanders, avem un conflict între ce alegem? Educație sau mai multe fabrici? Și răspunsul lui e, înțeleg acest conflict și vreau mai multă educație. Uh-huh. Deci înțelege conflictul și preferă educația. Alt răspuns, tot așa. Asta. Cred că e unul de genul înțeleg conflictul, dar dacă îți dau educație, o să avem și mai multe fabrici. Da, asta sună cel mai bine.
Adică e... să nu fie o caricatură cumva poziția și mai poziția noastră și asta atât de pui. Nu, eu... E ceva adevărat. Eu aș spune că e o problemă de genul următor, că se bazează pe ceea ce tinde să îi încurce și pe oameni. Mă gândeam la chestia asta, exact la chestia asta, da? Deci spuneam, noi am dat exemplul ăsta de astfel încât să poată fi înțeles la nivel personal de către oricine, tocmai pentru a sublinia pentru a 50-a mia oară că la nivel micro lucrurile trebuie să funcționeze la fel cum funcționează la nivel macro, că nu există o chestie magică aici între, da, care să le facă să funcționeze taman pe dos. Însă, pentru cei mai mulți dintre oameni, există o magie și magia aia se numește puterea autorității. Faptul că sunt foarte mulți economiști despre care tu nu ai cunoștință sau nu vrei să ai cunoștință sau poate refuzi să îți reprezinți faptul că e mai bănos pentru ei să se comporte așa, să mintă pe față, adică, care îți spun că nu, că la nivel macro lucrurile funcționează invers și chestiile astea de economie crusoiană le luăm la mișto. Le luăm la mișto, sunt bune de luat la mișto. Astea sunt chestii simple. Noi suntem oameni educați cu facultate, noi am făcut, am scris lucrări, am scris doctorate, știm cum funcționează lucrurile. Și nu contează că realitatea dă în piață, ne contrazice vehement, repetat, istoric, concluziile în lupta dintre realitate și teorie, realitatea este greșită, teoria noastră este perfectă. Da. Auzi, ca și cum ai angajat... Și ajustați explicația. Păi exact. Deci dacă tu îi zici lucrul cum anu, uite, ai avut tipărire de bani și a rezultat sărăcie. N-ar trebui să rezultați. N-am intervenit suficient. N-am tipărit suficient. Da. Uite, și asta este cumva o teorie. Deci e mai adică, greu de ucis. Cum să spun, da. După cât și răspunsul pentru genul ăsta este da. Pentru exemplu e double down. N-am făcut destul. Da. Adică trebuia să facem mai mult. Da. Asta știi că și răspunsul nostru e același. Cum este falsificabil? Tot ăsta e. Cum este falsificabilă o chestie de genul ăsta? Deja nu mai ești... Nu mai ești și în clipa în care dai de chestii care nu mai sunt falsificabile, nu mai ești în domeniul științei, ești în domeniul religiei. Uh-huh. Da? Bine, mie mi se pare că poți să verifici mult mai ușor pe experții ăștia că poți să-i asemeni cu un instalator. Vine și zice trebuie să reparăm o țeavă. Ok. Ce e de făcut? Păi trebuie puse aceste coturi și fittinguri. Și după aia tot curge. Sau nu vine apa, sau ceva nu merge. Păi nu, n-a spus destule. Păi nu te-am întrebat deja pe tine, adică experții ăștia care își tot dau cu părerea, poate ar trebui să-și mai piardă din brandul ăsta pe care l-au de mari economiști dacă nu se întâmplă ce au zis ei. Noi, adică nu, ei pot zic o premiză și nu... perversi, adică da. Ei nu se bagă... Rucma nu ți-a zis înainte de criză ceva? Nu, nimic. Mari experți. Nici imediat după nu se bagă, știi, stă la fereală. După aia, prin 2014, îți explică nu știu ce e cu stimulente. Da, băieți, prea băieți. Stai scurt ca să nu fugim la alt, că vreau să... Nu, că nu vreau să fug la alt, sunt în continuare aici. Și așa, ăsta e mică, ăla cu reglementarea prețurilor, ăla e juicy. Dar mă rog, aici vreau să zic o chestie, că mi se pare foarte haios cum Hazlitt îți explică tehnic cum funcționează o piesă de la locomotivele cu aburi. Nu, de se cheamă guvernor, sau cum să-l traducem? Da, nu e un guvernator, mă rog, e un governor. Care... Mie mi s-a părut foarte amuzant faptul că Hazlitt își pornește aia cu... își pornește secvența cu... cei mai mulți dintre noi am văzut cum funcționează. Da, am văzut cum funcționează. Într-adevăr, e o chestie centrifugală, nu contează. Cert este că e o piesă care reglează presiunea la locomotivele cu aburi. Și ce vreau eu să subliniez aici este că guvernorul economiei sunt prețurile. Nu-ți trebuie niște birocrați.
Da, e o piesă care face mereu același lucru și prețurile fac mereu același lucru, pe când birocrații nu fac mereu același lucru, sunt niște oameni care, ca toți ceilalți oameni, au și ei nevoi, preferințe, da, nu știi, lipsuri. Nu știi, chiar dacă ai fi un birocrat bun, să zicem, sau un înger, nu știi. Da. Știi ce vorbim? Exact. Prețurile spun. A crescut prețul la portocale. Ce înseamnă asta? Că oamenii vor mai multe portocale. Uite, îți dau informația. Tu ca birocrat n-ai de unde să știi. Ai de unde să știi dacă asculți prețurile. Uite, exact asta vreau să spun, să mai spun înainte să trecem la celălalt capitol. Exemplul ăsta, deci economia în sine, am mai vorbit și episodul trecut, da, un spațiu economic este definit destul de amorf, dar să zicem că este definit. Ideea e că în interiorul unui spațiu economic avem un sistem. Într-un sistem acționează niște forțe. Forțele astea despre care am vorbit mai devreme, mai înainte, sunt de diferite feluri. Atunci când noi am discutat aici în emisiune, da, am negociat cu Alexandru să lase porcăria odată, da? Dă-le încolo de țigări. Existau două forțe care se opuneau uneia celeilalte. Așa sunt absolut toate forțele care funcționează în sistemul economic. Din acest motiv și nu din alt motiv, sistemul economic tinde către un echilibru stabil. Este foarte rar momentul în care și atunci e mai degrabă o confuzie. Noi avem, avem următorul exemplu. Ce este un dezastru? Un dezastru este atunci când tu ai o roată mare, mare, mare de cașcaval și îți scapă la vale. Bă, și să duce roata aia la vale, da? Și să duce de rupe, omoară 3 găini, 2 porci, trece prin 2 garduri, roată mare de cașcaval. Rupe 2 garduri și s-a dus naibii totul. Ce face o mare brânză. Da. Da. Okay, bun. Economia în sine, însă, nu funcționează în felul ăsta, nu funcționează, nimeni nu împinge roata de cașcaval la vale în economie. Ca să poți să zici, domne, împingem și la un moment dat o scăpăm de sub control, se duce dracu. Apropo de episodul trecut în care Costel tot explica poziția keynesiană. Poziția keynesiană e exact pe tipul ăsta e un sistem care se autoalimentează și accelerează singur. Uh-huh. Da? Economia în sine funcționează invers, ea frânează singură orice fel de chestie. Deci tu nu e ca și cum împingi roata la vale și îți scapă și se duce, mai degrabă o împingi la deal. Și cu cât o împingi mai sus, cu atât devine dealul mai abrupt și necesită mai mult efort. Da, dar poți să vinzi roata mai scump. Exemplu, ce înseamnă asta în economie, din raportul de cerere și ofertă, îl explică Hazlitt aici, da? Prețul e mare și atunci e loc pentru mai multă lume să intre în afacerea respectivă, da? Intră mai multă lume, crește oferta în raport cu cererea, da? Prin urmare, prețul se micșorează. La un moment dat, cât poate să se micșoreze prețul ăsta? Păi poate să se micșoreze într-atât încât la un moment dat se apropie de costul de producție. Dacă se apropie de costul de producție, ce se întâmplă? Nu mai e rost de făcut bani în întreprinderea asta, da? Asta înseamnă că ăștia care fac produse, ei, de ce vor? Care e funcția profitului? Funcția profitului este să ai și ce să mănânci seara când ajungi acasă, da? Dacă, de exemplu, și asta funcționează atât la nivel de firmă care face afaceri și de patron care face afaceri, funcționează și la nivel de persoană. Dacă tu te duci la serviciu și cheltui tot salariul doar pe haine și transport, da? Și când ajungi acasă îți gheorțe emațele de foame că nu mai ai bani cu care să cumperi un corn să nu-ți mai gheorțe emațele, înseamnă că nu e rentabil pentru tine să faci ceea ce faci și poate că te orientezi în altă direcție unde să nu ai cheltuielile de producție, anume aceea de a te deplasa până la serviciu
a cumpăra haine, să poate costum și așa mai departe, da? Pe care, nu știu, după aia trebuie să-l dai, să-l calce, să nu știu ce, ok? Să nu mai ai cheltuielile alea de producție și să-ți rămâne ceva, da? Revenim acum la firme. Intră mai multe firme, asta înseamnă că nu se mai vinde produsul respectiv cu prețul inițial, ci se vinde cu un preț care e mai mic, pentru că a crescut oferta. Cu cât se apropie acest preț de prețul de producție, da, cu atât nu mai rămân bani în plus pentru ăia care fac afacerile respective. Și încet, încet o să înceapă să iasă din piață, astfel încât, asta spun că, astfel încât nu apare, da, se susține, nu apare momentul ăla. Scăderea prețului nu e infinită. Pentru că nimeni nu o să intre în piață ca să nu facă bani. Nu o să intre în piață ca să piardă bani. Astea sunt, iarăși, sunt demențele unora care susțin monopolul. Nu că intră să piardă bani ca să radă piața și după aia o să-i crească el înapoi. Păi da, dar până la urmă tot trebuie să-i facă, mă. Tot trebuie să facă banii aia. Absolut toate forțele care acționează în interiorul sistemului economic acționează după direcția asta. Și dacă lași piața liberă și nu intervii asupra ei, nu există nicio forță care să-ți ia brânza și să-ți o ducă la vale. Deci tu zici că poziția lui Keynes, care ar fi că nu vede efectele alea, răspunsul realității, ca să zic așa. Răspunsul, da, răspunsul de moderație, asta, contraforța care ți se opune. La, uite, citeam când era mai mic, un sceptic în climatologie. Și el zicea că diferența între cele două e una metafizică. El zicea că pentru alarmiști, situația seamănă cu un bulgăre de zăpadă. Îi dai drumul, uh-huh, devine din ce în ce. Deci asta face acel pozitiv feedback, știți? Tot alimentează. Da, da, da. Feedback pozitiv, zice, așa îi spune. Pentru noi e lumea seamănă cu feedback-ul negativ, seamănă cu atunci când dai cu o minge, se lovește de un perete. Uh-huh. Așa funcționează și atmosfera. Se ridică nu știu ce și se rupe. Ploaie, știi? Vine înapoi, știi? Uh-huh. El zice, asta e, mă rog, opinia lui, știi? El zice că diferența e una de viziune. Acum, nu este imposibil, deci ideea e așa, atât din punct de vedere al climatologilor, exemplu pe care a dat Costel e unul foarte răspândit și destul, are foarte mult sens. Cu toate astea, nu este imposibil ca din punctul de vedere al climei, sistemele de feedback negativ, tu teoretic poți să le dai peste cap, știi? Atâta vreme, întorcându-ne la brânza aia pe care o împingeai la deal, atâta vreme cât dealul se termină, adică e fizic, din punctul ăsta de vedere, dealul e fizic, e posibil, te gândești, e posibil să aibă o limită, da? Atâta vreme cât dealul e fizic și e posibil să aibă o limită, poți să te gândești că poți să împingi brânza până la un punct unde ești pe vârful dealului și dacă o împingi un pic mai mult, se duce dracu în partea ailaltă. A, căldura să fie atât de mare încât nu 12 ani... Mai 5 ani să mai repari. Ce vreau să spun e că nu e imposibil. Nu, dar în clipa aia ai vedea de la an la an, da. am schimbat cumva natura sistemului planetar, care în clipa de față încă funcționează pe un sistem de feedback negativ. Dacă ai vedea că de la an la an sau de la o zi la alta, teoretic, ar trebui să o vezi de la o zi la alta momentul ăsta în care treci peste punctul de maxim, pentru că s-ar schimba natura sistemului dintr-unul care are feedback negativ într-unul care are feedback pozitiv. În economie însă, revenind la economie, feedback-ul negativ, sistemele de feedback negativ cresc exponențial, adică cumva ca tu să ajungi în partea aia de vârf și să împingi în partea ailaltă, tu ca om unic sau ca actor economic unic, trebuie cumva să acumulezi mai multă putere economică decât toată lumea. Mm-hmm. Și când vorbesc toată lumea, vorbesc de toată lumea. Toată lumea la un loc. Toată lumea la un loc. Pentru că în momentul ăla de maxim, teoretic, ți se opune toată lumea la un loc. Mm-hmm. Deci dacă tu ești dispus să crezi că Bill Gates singur sau cu 5 prieteni poate să se opună la toată lumea la un loc din punct de vedere economic, ăla e momentul în care ei poate să împingă economia,
să nu mai existe, practic, să o schimbe dintr-un sistem cu feedback negativ într-un sistem cu feedback pozitiv. Dar chestia asta, strict din punct de vedere economic, este imposibil, pentru că economia în sine e vorba de un circuit constant, un ciclu constant de producție-consum. Constant. Da? Dar nici ei nu pot schimba natura realității. Pot să aibă banii oricât. Uite, mă gândeam dacă îți merge feedback-ul pozitiv la aia, la armoniile economice, știi, la schimburile pașnice în care se tot... E un schimb virtuos în care tot cresc lucrurile, știi, tot. Păi cresc și acolo, dar cresc până la momentul în care nu mai cresc, știi, din punctul din se atinge din raritatea ăsta, lucrurilor. Din punctul ăsta de vedere, creșterea economică infinită este imposibilă, din punctul ăsta de vedere. De ce? Pentru că ai resursele care sunt finite. Da, dar combinarea, combinația, da, combinația pare să fie, dar am spus din punctul ăsta de vedere al, al resurselor. Spus că generezi altele. Generezi altele. Ele generezi nu, sunt, alte, nu sunt într-un pahar din care tu, ei tu, se consumă. Tu generezi alte nevoi. Nu, și alte resurse. Păi, alte resurse. Alte nevoi. Exista petrolul înainte mișcă de... alte în vremea dacilor exista. Exista petrolul, sigur că da, dar nu era util. N-avea nicio chestie. Bine, ai putea să zici că teoretic poți să ai creștere economică, dar nu bruscă. Nu tot timpul ai frâne legate de eficiență. Nu, adică care e frâna? Care e frâna asta misterioasă? E și chestie istorică. Uite, dacă sunt adevărate scenariile alea cu Wells, cu prin anul 8000, nu știu ce monștri și... Adică o poți lua și... Noi încă de mici, uite, am fost învățați cu... Asta e chestie progresistă în care merge spre bine tot timpul. Poate nu e așa tot timpul. Poate da, n-ai cum să garantezi. Să duce în cap, să alege praful, știi? Adică în anul, nu, 3, da, în anul 3000 să fie nazismul, să... ideologia. Da, da, astea oficială, sunt niște probleme ideologice, nu sunt niște probleme economice. Adică, așa cum am spus, piața liberă nu o să-ți aducă niciodată nazism sau nu o să-ți aducă niciodată... Piața liberă. Cum să nu comunismul, apar comunism, cărți, comunismul apar și nazismul de comunism, apar... comunismul și nazismul fiind definite ca aplicarea forței. Da? Îți apar cărțile respective, să zicem, avem piață liberă și ăștia încep să apară cărți comunist. Da. Plag la doi oameni, plag la trei, plag la ce... Nu mai piață liberă după ce aplici. Dar ideea asta e că vreau să spun. Înainte, piața liberă îți poate genera tot. Nu, orice piața liberă îți poate genera orice, dar despre... ce vreau eu să spun era că nu e compatibil. Nu poți să ai nazism, da, nu poți, și nu. Cu piață liberă. La un moment dat trebuie să oprești. Deci atâta vreme cât ai piață liberă, poți fi sigur că n-ai nazism. Adică din punctul ăsta vroiam să vând piața riscul, liberă, da, știi? Dar nu-ți elimină riscul, știi? Că poți avea edituri naziste, știi? Deci libertarismul permite toate demențele posibile. Și toate riscurile. Permite toate riscurile. Ce e următorul? Stabilizarea prețurilor, lucrurilor necesare. Că asta e o durere mereu prezentă. Da, da, ai lucruri care, acum privite din partea consumatorilor, dar ai mereu lucruri care, sau asta cu speculanții e din partea producătorilor. Mă rog, nu contează. Pe lume, în societate, ai mereu lucruri care sunt necesare, trebuie îngrijite de cineva pentru că ele altfel o iau razna. Și de exemplu, producătorii de grâne, să zicem, ar trebui cumva, este ideea generală, ar trebui cumva să ajungă la ei toate profiturile, să nu mai existe unii care cumpără producția și, mă rog, o țin, o vând când trebuie, în funcție de prețul. Nu, creează instabilitate, nu? Cred că ăsta e argumentul. Speculanții îți creează... Sau nu? Nu. Dacă ei vând tot, obțin prețuri mici. Nu? Cred că asta mă rog. E. Asta ar fi sursa instabilității, nu? Dacă vând fermierii direct, scot tot la vânzare. Și instabilitatea. Instabilitatea ar fi, nu știu, avea un preț, nu știu cum mai înainte și el e mai mic. Mult scot. Mai mic, da. Da,
La recolt. Și ar avea sens. Da, e instabilă, într-adevăr, piața asta. Mă rog, capitolul ăsta se ocupă de speculanți în principal și oamenii de obicei sunt foarte supărați pe speculanți că de ce mai există ăștia la mijloc? Ăștia doar beneficiază doar pentru că mută un lucru de colo, dincolo. Și de fapt îl mută e și ca în timp. Găina în asta a grămezii, știi, vine și speculantul doar ăia muncesc, el doar își trage... Și Hazlitt explică, ăștia fac o funcție normală și foarte sănătoasă de piață, că își iau riscul ăsta, apropo de riscuri, își iau riscul fluctuației de prețuri în timp. Fluctuației cererii. Fluctuației cererii, exact. Și nu e deloc evident că speculantul mereu câștigă. Am mai vorbit noi chestia asta. De obicei sunt înfierați speculanții ăștia care fac bani, dar toți ăia care pierd și nu mai sunt speculanți, sunt oameni de afaceri care n-au câștigat. De altfel, da? Hazlitt chiar face referire aici că s-au făcut niște studii care arată că speculanții în general ies mai mult pe pierdere decât pe câștig. Da, și că din punctul ăsta de vedere subvenționează. Că nu câștigă atât de... Adică sau că pierd, asta e ideea. Da. Că și pierd, deci nu te gândi la ei. Pentru că tind să fie mai optimiști, să supraestimeze cererea și cumpără câte sfecle se iau, 10 vagoane și vezi că ai cere 5, știi? Mă rog, lumea nu vede asta, îi înjură pe ăștia din piață, dar nu se gândește că speculantul și-a luat riscul cu roșiile alea, că trebuie să le vândă. Dacă nu le-a vândut, cine suportă pagubă? Fermierul sau țăranul? Nu, speculantul o suportă. Pierde, trebuie să le păstreze, să le... Ar mai fi încă un argument aici pe care, uite, am văzut că Hazlitt nu-l aduce, dar mă gândesc că în... Cuplându-l puțin cu capitolul trecut, chiar n-am înțeles de ce nu l-a adus. Fermierul e fermier pentru că știe să crească vaci bune la gust sau legume bune la gust sau chestii de genul ăsta, da? Specialitatea lui, specializarea lui este fără să flatulență. producă tot felul de produse agricole, multe, mănoase, da, și bune de consum, da, asta este specializarea lui. Nu este specializarea lui să facă predicții despre fluctuația prețului pe termen lung, să facă jocuri de bursă, să facă jocuri de, cum să spun, de piață, de hedging împotriva fluctuației de preț de pe piață și așa mai departe. Nu e treaba lui. De altfel, pot să vă spun că e chestia asta de hedging contra pieței și de trading chiar în regimul agricol, e aproape ca o artă. Deci sunt băieții ăștia care chiar știu să facă contracte pe milioane de euro, tot așa, pe care mai apoi le bagă prin casele de asigurări. Frate, sunt niște șmechere, ce erau băieții ăia din Wolf of Wall Street, ăștia sunt tot acolo. Da? Și tu vrei, în părerea ta ideală, da, în care vrei să elimini speculanții din piață, tu vrei fermierii să facă treaba asta, țăranii, producătorii. Vrei să-i pui să facă chestii de genul ăsta. Și cum am mai zis noi, în repetate rânduri, nu-l oprește nimeni pe fermier dacă îi se pare că există o parte a lanțului economic de unde se pot câștiga bani, nu-l oprește nimeni să-și trimită copiii să se specializeze pe chestiile alea, să-și angajeze specialiști care să facă lucrurile astea, să asocieze cu alții și să le păstreze în silozuri, să echilibreze prețul în timp, să nu vândă totodată, tot felul de lucruri de astea pe care le fac speculanții, atâta vreme cât poate să intre pe piața aia, pot să angajeze și să se angajeze și ei în partea aia economiei. Nu e o mafie. Da, e ca diferența între producție și comerț. Nu? Unii sunt mai buni la producție, așa cum un speculant nu cred că e bun pe să simtă să miroasă sezoanele, când rotația culturilor și toate astea. Dacă se pricepe un fermier și să știe rasele alea de vaci, care, de unde, deci e alt tip de cunoaștere. Japonez. Eu mă gândeam la poziția asta austriacă.
Mă auzi pe la destui de mulți. Statul prin tipărire de bani ne transformă pe toți în niște speculanți. Deci noi trebuie să devenim niște de ăștia financiari, știi, niște. Da, da. Distorsionând valoarea monedei. De ce? Scăzând valoarea, trebuie să, nu știu, să devii speculant. Da, da. Uite, de exemplu, apropo de chestia asta, o să mai avem un subiect pe inflație, dar se leagă foarte mult de ce ai spus tu, Costel. Nu cred că e un mister pentru nimeni faptul că trăim 2 ani puternic inflaționari, da? În care s-a vărsat în piață toată moneda care a fost tipărită în pandemie. Că așa ați vrut, să stați acasă, să salvați lumea. E, uite că asta n-a fost atât de pe gratis pe cât v-ați imaginat voi. Mm-hmm. Bun. Cum te aperi de această inflație? Zicem că tu ai o afacere, da? Care vinde chestii, care să spunem că nu sunt perisabile, da? Deci tu faci comerț cu bucata de anumite produse care nu sunt perisabile. Cum te aperi de inflație? Te aperi convertindu-ți toate rezervele financiare pe care le ai în stoc. În stoc. De ce? Pentru că prețurile se ridică odată cu inflația și dacă reușești să cumperi, tu cumperi oricum în raport cu inflația și vinzi în raport cu inflația viitoare. Din punctul ăsta de vedere, ți-ai asigurat oarecum, fiind poziția de intermediar, ți-ai asigurat oarecum că ai transferat impactul inflației, care, repet, inflația este tipărirea de monedă și reprezintă o taxă asupra tuturor oamenilor pentru că îți fură din puterea de cumpărare, tu care erai afacerii și ai urmat această strategie, ai transferat efectul inflației asupra clienților tăi. Nu-l mai plătești tu, cel puțin nu-l plătești din firmă, o să-l plătești atunci când consumi. Atunci când cumperi bunuri de consum și urmează să faci mâncare în gură, atunci îl plătești sigur. Dar măcar nu, măcar nu-l plătești din profituri. Toate taxele plătite de consumatori. Da. Final. Deci când care toți suntem consumatori. Le vinzi mai încolo? Le vinzi mai încolo. Când le vinzi? Ideea e că oricum atunci când le vinzi, le vinzi la un preț care e deja afectat de inflația din momentul de viitor. Asta dacă nu... Deci de când dacă tu ai sta cu bani și le-ai cumpăra on demand, dacă ți-ar veni comandă să le vinzi și îl cumperi de-abia mai încolo, mai încolo s-ar putea să fie mai scump. Și tu stai cu... Deci ideea e că inflația îți scade puterea de cumpărare a banilor. Tu ai bunuri... Mai bine tu... scap de bani, zici tu, nu? Da, exact. Tu ai bunuri de... Stoc de mărfuri. Nu. No. No. Că am crezut că zici de acțiuni, stocks. Nu, dar nu, nu zici de stocks. Stai să mai revin. Vrei să zici? Nu. Să revin puțin la... De ce zicea Valia, apropo de aia cu... Nu s-a intervenit suficient. Poziția austriacă e că... De aia lui Mises, că e sceptică față de testarea statistică a teoriilor față de falsificarea sau verificarea lor. Argumentul fiind tocmai ăsta, pentru că fiecare, Rothbard poate să spună, n-a fost suficientă piață. Krugman poate să spună, nu s-a intervenit suficient. Astea sunt replicile, știi? Mises spune, nu poți rezolva. Tot ce poți să faci e să respingi presupoziția asta, să admiți a priorismul, faptul că e teoria adevărată pentru că decurge din niște axiome adevărate. Na, dacă raționamentul e corect și premisele astea adevărate, premisele alea fiind factuale, chestii de genul omul preferă mai mult decât mai puțin, mai devreme decât mai târziu, oamenii acționează, prostii de tipul ăsta, preferă, munca e un chin. Ăsta ar fi răspunsul, pentru că altfel și cred că are dreptate, nu rezolvi. Da. Deci ăla va spune Krugman tot timpul. Deci poate să vadă și oameni pe stradă. Nu s-a intervenit. Nu, stimulul n-a fost suficient de mare. Bun, și problemele cu menținerea stabilității prețurilor apar că noi am vorbit despre speculanți care unul la mână nu ar trebui înfierați tocmai pentru că preiau riscul și ei sunt specialiști în asta, preiau riscul de pe umerile producătorilor și îi lasă pe ea să se concentreze pe problema lor de a produce, da? Practic îi lasă să se concentreze pe problema de a produce cât mai mult ca să poată să strângă cât mai mulți bani. Asta le lasă munca, ar zice, da. Ăștia care apar pe la... Okay. Le lasă chinul și ei doar își trag... Auzi. Problema apare, scuze, atunci când guvernul
începe să intre el cu picioarele în piața asta și să dicteze care produse ar trebui vândute la ce prețuri minime, că alea sunt cumva, apar conceptul ăla de prețuri decente. Da, prețuri decente pentru grâu, prețuri decente pentru roșii, prețuri decente pentru ce avem noi aici, da, petrol și alte trăznăi. Da, și aici, Haios, cum să găsesc ei să aleagă ce moment al pieței, ce preț e decent? Mm. Păi ăla cel mai bun din urmă. Rămână cu discuția cu paritatea. Păi exact, da, deci capitolul ăsta e identic da, cu paritatea. Alegeai un an cu... Ăla era decent, da, perfect. Dar aici mie mi se guvernul, deci în capitolul ăsta, guvernul nu stabilește un preț, n-ai voie să vizi mai jos de... Nu! El dă o subvenție ca să țină prețul sus. Dă o subvenție să nu vândă ăștia. Dă o subvenție care să le permită producătorilor să nu vândă, astfel încât ei să vină pe piață doar cu produs mai puțin. E, și... ce se întâmplă în cazul ăsta? Păi dacă îmi permiteți o răutate, în momentul în care te bagi în felul ăsta în piață, practic poate te apuci să interzici să se vândă peste un preț, pentru că consider că este un subiect strategic. Asta ar fi răutatea. E așa, toate devin. Exact. Nu chiar toate, dar la... asta cu mâncarea asta va fi forever strategic. Mă rog, de cele mai multe ori crizele sunt făcute, că uite, mă gândeam la cumva legat de capitolul de adineauri, cum sunt niște speculanți foarte mari pe planetă. Păi și aia îți cumpără toată producția și o țin până moare lumea de foame și după aia poate să ceară orice prețuri. Aceeași chestie cu monopolul, da, nu știu ce. Și te gândești, cum de nu apare un speculant care să rupă cartelul ăsta, că am mai vorbit noi de cum să rup cartelurile. Ar apărea un băiat care zice, dar eu nu vreau să aștept cu voi. Eu vreau să vând deja. Și aici ai o agresiune în care ceilalți din cartel îl amenință pe ăsta cumva să nu vândă. Sau nu poate să apară acest concurent speculant care ar sparge cartelul nesimțiților uriași din cauza că nu poate să intre pe piață. De ce nu poate să intre pe piață? Păi ori îl agresează ăștia alți, mafioții, ori îl agresează birocrații care zic n-ai șapcă. Ceva îi pun o piedică de intrare în piață. Nu? Și atunci? Pentru că el altfel are toate motivele, că ăștia ținând prețul sus... bagă, e știi? Un moment de preț sus, e ok. Asta au mit ăștia în discuțiile legate monopol. Preț mare te cheamă, știi, te cheamă, vino coace. Uite, a crescut prețul la măștii, bă măștii, nu mai fă altceva. Observația este că de foarte multe ori, dacă nu s-a băgat cineva în piață, adică de multe ori de multe ori guvernele se bagă în piață cu scopuri benefice, pozitive, zic ei, se bagă în piață, se produce o criză, se dă vina pe cineva, producători, capitalism, etc. Și după aia ei vin cu soluția în care, poftim, trebuie să cheltui mai mulți bani, depinde. Depinde de interesele lor de moment. Ideea este că ei îți rup piciorul și tot ei îți vând hârja. Nu, că-ți găsesc alt de ăsta, al vinovat. Știi? Nu o să spună, păi stai că statua... Care sunt obiecțiile lui Hazlitt? Una e că îi frustrezi pe consumatori. Da. Că trebuie să-ți plătească mai mult dacă tu ai retras de pe piață grâu, vinzi mai puțin. Dar mai rău, el spune că ăștia îți creează instabilitate. De ce? Păi dacă tu ai strâns grâu în prostie, știi? După aia îi dai drum la anul, să zic. Asta nu e... Deci el se duce în cap mai rău decât dacă atunci când ieși să-i... Ca anul următor s-a mai produs încă. Uite, asta nu mi-a fost foarte clar. Cum creează speculatorul stabilitatea? În sensul, cumpără cu pic cu picul și se echilibrează? Care e ideea? El cumpără... Sau cumpără și vinde și se apropie de prețul ăla de piață, știi? El vinde tot timpul într-un moment ca să nu riște... să nu poată să vândă, că poate să aștepte să crească prețul
foarte mult și să nu se mai vândă. Și atunci el vinde mereu unde e prețul cel mai bun. N-ai de astea bruște, știi, că n-ai, exact. E ca... echilibrează. Teoretic, un... Și el e guvernat de preț. Un speculator deștept are aranjat atât cumpărarea, atât cât, cumpărarea și cât și vânzarea pe câteva luni înainte. Yes. Da? Deci el așteaptă și nici măcar în clipa de față, prin tehnologiile de predicție și așa, el poate să își asigure și niște costuri de stocare minimă, pentru că are just-in-time demand, pur și simplu el antamează de dinainte ce cumpără, într-un moment în care producătorul în sine nici măcar nu a scos prima combină să recolteze și a vândut deja producția. Ah. Yes. Înțelegi? Speculant. Speculant, da. Uite, oamenii nu se gândesc și la costurile, uite, când vine ăștia prin emisiunii ăștia din lumea agricolă, știi, nemulțumiți cu taxa de raft și nu știu ce, știi, nu se gândesc că nu ajunge în locul Oșană când de pomană. Da. Deci au niște costuri imense, hipermarketurile astea. Evident. Deci nu ajunge acolo, domnule, ca o putere, păi da, dar cum a ajuns acolo? Faptul că tu ajungi, intri în orice supermarket, în orice supermarket, în orice zi a anului, că e iarnă, că e vară, că e așa, și găsești roșii și castraveți, ardei și nu mai știu ce mai găsești în fiecare, salată, da? Salată, banane, da, corect, nu mai vorbim de banane și portocale, dar hai să zicem că astea vin din... Astea sunt crescute într-o zonă în care sezonalitatea nu impactează atât de mult. Mm. Păi da, roșiile de obicei se făceau, da? Că eu mai țin minte de pe vremea lui Ceaușescu. Nu aveai roșii tot anul. Acum se aveai făcea. Roșii vara, un asta, pic la sfârșitul primăverii și peste tot. Ce? Și la turci? Peste tot. Ah, și în seră. Sau unde le fac? Acum sunt produse în atât de... Dar de ce sunt produse? Pentru că sunt supermarketurile care le cumpără. Le cumpără pe înainte și de asta apar sere și producători care își permit să investească, că e o investiție să faci roșii iarna. Nu sunt la fel cu roșiile alea și ne plângem că, domne, nu sunt la fel cu alea de grădină. Nu, da, așa e, nu sunt. E adevărat, bă, dar le ai iarna. O să nu le cumperi. Luam apărarea comercianților, că și așa sunt speculanți, Lidl și nu știu. Speculanți, comerț, la comerț. Adică și eu n-ajunge acolo așa ușor, știi? Hezli le-a apărarea cu riscurile, uite. Mă, riscuri. Yeah. Poate nu se vând bananele, poate ai stima greșit, știi? Ei au pierdut banii, deci dacă ei au cumpărat 3 tone și să vinde una, au mers pe pierdere. Dar ideea e că au construit, bine, acum trăim și în lumea asta distorsionată, știi? În care primesc. Știi ce subvenție, o primit-o șanță sau nu știu. Dar dacă ar fi fost pe bune, nu știu exact situația, să nici nu caiurea, e și meritul lor, știi? Dacă ar fi o chestie de tip, e meritul lor că stă acolo, știi? Bun, și ca să terminăm, scuze, zi-te. Nu, că eu vreau să intru în ce se întâmplă când pui preț, limite la prețuri. Limite de sus, că și astea sunt limite de sus. Bun, și ca să încheiem toată ideea în spiritul lui Hazlitt, să aducem vorba la lecția economică, da? Practic, atunci când guvernul se bagă și distorsionează prețurile, ori dând bani fermierilor să-și țină produsele acasă, ori subvenționând tot felul de lucruri, ori dându-le credite, acces la credite ieftine, tot la fel, ca să nu fie nevoit să-și vândă produsul și astfel produsul să devină sus, să fie prețul mai sus decât ar fi în mod normal. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că categoria de producători numită fermieri va avea mai multă putere de cumpărare. Este această putere de cumpărare însă reprezintă ea vreun plus pentru economie? Păi am mai vorbit de chestia asta, nu reprezintă un plus pentru economie. De ce? Pentru că a fost redistribuită
prin taxare mutată de la consumatorii obișnuiți la fermier. De ce? Consumatorii obișnuiți ceteris paribus ar fi avut prețuri la roșii, grâne, pâine, whatever, da? Mult mai mici. Prin urmare, ei ar fi avut mai mulți bani ca să-și satisfacă lor mai multe nevoi. Așa sunt în cazul în care guvernul le-a spart un geam, da? Și le-a zis, descurcați-vă. Da? Iar geamgiu este, în cazul de față, fermierul. Ia fi, fix pe chestia asta, e de zis următoarea distinție. Că pare că uneori ne contrazicem. Noi zicem, economia crește. Pe de altă parte, tu ai zis cum, s-au luat de la unii sau de la alții. Deci, ca și cum ar fi o plăcintă fixă. Și amândouă sunt adevărate în același timp. În momentul în care iei de la unii și dai la alții, nici nu-ți trebuie ceteris paribus, pentru că te ține timpul. Deci, pe termen scurt, economia nu apucă să crească. Da? Dacă e liberă, ea apucă să crească. Apuci să produci la anul alte chestii, apuci alți oameni să intre în nu știu ce domenii de servicii. Nu, ce, cum crește o economie? Sunt oameni noi, născuți, care apar oameni noi, sunt oameni care fac servicii noi și sunt produse mai multe sau mai bune sau noi. Nu, ce anume constituie o economie? Consumatorii au mai mulți bani să dea pe alte chestii, da, pe care acum nu iau, pentru că i-au dat la fermier. Ei ar fi avut și pâinea, roșia, cireașa și niște bani în plus să dea pe altceva. Acel altceva nu se vinde. Prin urmare, asta e creșterea care lipsește. Da. Yes. E, și ce-mi place cum explică Hazlitt pas cu pas, cum intră statul și zice, domne, avem un subiect din ăsta dureros, trebuie să intrăm în industria respectivă și să-i punem o limită de preț. Și ce o să se întâmple? Oamenii o să zică, sunt ieftine. O să ai supraconsum, pe de o parte. Producătorii pe cealaltă parte o să zică, păi noi vindem și nu prea facem profit. O să ai subproducție. În momentul ăsta, mulți care sunt mici și n-au timp, uite, apropo de elasticitatea asta, n-au timp să suporte chestiile astea, o să închidă. Aici susții ideea asta că când cineva se bagă în economie, îi afectează tocmai pe ea mici, pe care pretinde că îi susține. Și dacă vreți să vă lămuriți pe mai multe chestii, că noi nu vorbim aici a rocket science, da? Da, o să găsiți acolo sus un episod dintr-o emisiune scurtă care a avut viață scurtă la noi pe canal deocamdată, care se numește Scurt pe 3, în care vorbeam despre controlul prețurilor în economie, da, făcut de Onor Orban. Da? Orban al ungurilor, nu Orban al nostru, în care am spus așa, controlul prețurilor generează foamete. De ce? Că uite, el spune aici, ce ar putea politicienii să decidă că sunt bunuri esențiale pentru a controla prețurile. Și zice, hai să zicem că avem pâine, lapte și carne. Biserica. Pâine, lapte și carne. Și adăugăm noi din emisiunea respectivă, că Hazlitt nu își putea imagina, da? Îți mai lipsește făină, ulei și zahăr. Astea sunt lucrurile la care și Orban a fost și mai șmecher, a zis benzină. Benzină. Știți și voi cum s-a terminat, dacă nu aveți episodul de mai devreme. A renunțat acum, nu? Bineînțeles că a renunțat, și sunt mai scumpe decât nu înainte, că nu se mai găseau. Nu, dar argumentul din scurpetere ăla care, nu știu, mă reveni iar cu formatul ăla în funcție de timp și asta. Argumentul zis cel puțin de mine atunci era exact ce a zis Alexandru. Deci dacă tu pui prețul sub prețul pieței, o să fie cumpărat mai mult și produs mai puțin. Și na, rezultă un dezechilibru. Așa, intenția ăstora e bună. Uite, te uiți cât e laptele, 5 lei. A socialiștilor. Dar dacă îl pun, și cât cumpăr? Păi vreo 1000 de suflete. Dacă îl punem noi la 3. Ia fă niște modelări. Păi am făcut și cumpără 3000, să zice. Pune-l. Ia și pune-l. Adevăr, scumpără 3000, dar timp de
3 zile, știi? Până să termină laptele. Intrând forțele alea două de care ziceam, adică producătorii nu-l mai produc, că nu e eficient sau au alte așteptări legate de profit, nu mai câștigă la fel de bine. Apoi și-l permit alții care nu și-l permiteau înainte. Și așa apare o criză, asta e explicația clasică a faptului, uite, cum controlul prețelor duce la penurii, ăsta e argumentul. Și unul dintre lucrurile foarte simple, dacă vrem să ne gândim la ele, este asta că am spus că poate cineva să sară în sus și domnule, dar de ce nu se reglează piața? Păi se reglează. Exact asta face. Ăsta e reglajul. Da? De ce? Pentru că felul în care s-ar regla piața dacă ar fi liberă, da? Tu ai o cerere crescută. Deci să zicem că ai la 5 lei, 1000 de oameni îți cumpără lapte. Da? Păi, dar să zicem că 3000 de oameni, deci peste noapte 3000 de oameni vor să cumpere același lapte. Da? Păi, felul în care îți reglează piața gluma asta este că laptele în loc de 5 lei o să fie vreo 6 lei, 6 lei jumate. Pentru că ce să vezi, oferta rămâne aceeași. Da, că am zis peste noapte, da, oferta rămâne aceeași, da, mai ales că și procesul la lapte e durează, da, până însămânțezi o vacă, până o faci gata să o duci la mulți, mai durează puțin, da? Nu se face chiar așa peste noapte. Auzi, asta este frâna de care ziceai tu în economie. Asta este frâna. Producătorul se oprește. Așa se reglează, ce vreau să spun este că se reglează, deci oferta e aceeași, exact. Da? Și cererea crește peste noapte la 3000, da? Prețul va crește de la 5 la vreo 6 lei jumate, da? Acum prețul fiind 6 lei jumate, ăia care înainte nu se gândeau să crească vaci, încep să gândească, bă, da, la banii ăștia poate că ar fi bine să creștem. Și uite așa crește oferta. Crește oferta, dintr-o dată, prețul de la 6 lei jumate ar trebui să scadă la mai puțin. Noi nu prea suntem obișnuiți cu scăderi de prețuri pentru că moneda e stricată prin inflație. Dar, teoretic, așa funcționează lucrurile. Deci noi nu trebuie să avem prețurile astea care le vezi acum în hipermarketuri, dacă era pe bune. Ce-s mici? Sunt mari. A. Au crescut, deci normal trebuie să fie... Le iei pe nimic, dar... Dacă moneda e inflaționată în continuu, vezi, au crescut pufuleții cu încă un leu. De unde? De unde, da. De unde? Că oferta de pufuleți a explodat. Speculanții de porumb de la aia a crescut. Da. Bun. Și spuneam că felul în care prețul își... Deci nu numai că prețul crește pe de-o parte și așa reglează, că nu o să cumpere toți aia 3000, o să cumpere tot 1000, că 1000 era... Dar cererea era de 3, dar 1000 de litri de lapte, să zicem, da, erau disponibili, da? Deci... Hectolitri. Ideea e că prețul crește până când nu mai rămâne nimeni la coadă. Cam asta e ideea prețului, da? Ca să înțelegem cum crește prețul, cum găsește prețul de echilibru. Prețul de echilibru... este cererea care se egalizează cu oferta. Dacă mai rămâne cineva la coadă, înseamnă că mai e loc să mai crească prețul un pic. Da? Asta pe de o parte. Pe de altă parte, prețul crescând semnalează ălora care vor să facă bani că e loc să intre pe piață. Și, intrând pe piață, crește oferta. Crește oferta, scade iar prețul înapoi, se aplică... presiune înapoi până la nivelul la care nu mai intră nimeni pe piață și se găsește un nou punct de echilibru. Introducând, Alex tot vrea să intre, dar mai am un pic. Introducând fix limită asupra prețului ăstuia care variază în sus și în jos, da? Împreună cu nevoile și dorințele oamenilor, introducând, fixându-l pe ăsta până lege, faci ca variațiile să se petreacă în altă parte. Am spus și mai devreme. Dacă prețul este sub prețul adevărat al pieței, o să ai ca în România, rafturile goale și lume la coadă. România comunistă. Da. De ce? Pentru că, zis Alex mai devreme, comunism. Oamenii care produc
lapte, dintr-o dată înghit o pierdere de 2 lei pe fiecare lucru care se vinde, o pierdere ceteris paribus față de situația de dinainte. Da? Și sunt motivați să nu mai stea acolo, pentru că nu mai fac atâția bani, ba chiar unii poate să iasă și în pierdere. Prin urmare, scade și mai mult oferta, da? De ce? Că lumea pleacă de acolo, că nu se fac bani. Da? Și singurul lucru care ar aduce, deci, repet încă o dată, singurul lucru care aduce producători în plus pe piață este un preț ridicat, nu un preț scăzut. Tu nu lași prețul să se ridice, o să se ducă dracului până când nu se mai produce niciun litru de lapte în toată țara. E foarte important de înțeles mecanismul ăsta, pentru că, nu știu, e boală, nu știu. Deci ideea e că poți să scazi prețul în două feluri. Prin stat, prin decret și dispare produsul. Ok, prețul a scăzut, dar nu mai găsești nimic pe acolo. Azi îl vedem și nu e, da. A dispărut de la raft. Poți să ții prin piață și unde îl vezi, da, unde se împiedică omul, e că nu, timpul n-am avut răbdare, omul vrea, nu înțelege că în primul rând trebuie să fie mare prețul ca să chem producătorii, aia scade, știi? Asta s-a întâmplat oricând, oriunde, la orice s-a întâmplat chestia. El se sperie, vede prețul telefoanele la mare. Telefoanele mobile, de da, exemplu. Exact. Da? Sau laptopul sau. Dar ideea e să fie mare, dacă el nu e mare, ea nu intră. Da. Nu intră. Și mai încolo să scadă. Ăsta e sfatul. Nu te speria din prim. Dacă tu te sperii, ok, mergem pe centralism și pe controlul prețului. Poți să te sperii, poți să te sperii, dar să te sperii de intervenții ale guvernului. Care da, ăla da, s-ar putea să da. Țină prețul și penuria și Dumnezeu care cu mine. Care tot procesul ăsta de natural, să zicem, de tip piață, care da, până la urmă ai bun și ieftin, știi, dar nu l-ai din prima, știi? Austriecii mai dau și exemplul ăsta cu săpunul. Săpunul era scump. Doar ăștia, Madame de Stael, și își permiteau... Da, e același mecanism. Dacă nu era mare prețul, nu intrau producătorii, nu făceau săpun, nici nu mai se ducea către mase. Ce s-a întâmplat e că a fost lăsat prețul liber și acum săpunul nu mai e un lux, e toată lumea folosește. A, sau să nu mai vorbim de absolut tot felul de alte chestii, de genul prăjituri, de genul parfumuri, de genul postav, cum îi spune, nuveluri, cum îi zice, mătase, da? Și tot felul de chestii pe care acum te duci, dacă este, le ieși din un lanț de supermagazine pe care n-am să-l numesc. Da. Exact de lanțurile de supermagazine voiam să zic. La te referi data trecută? Alexandru Roșan. Nu că, nu, păi nu că la ăla, nu că la ăla n-au postav. Mă rog, las că-l întrebam. După, da. Ce voiam să zic era că, păi da, dacă explici fluctuația asta a prețului, ce vă așteptați voi cu școala libertariană? Să fluctueze prețul la raft, așa, să nu mai știu când mă duc la cumpărături? Și ce se întâmplă? Speculanții ăștia cu supermarketurile au o presiune din partea clienților să aibă prețuri cât se poate de stabile. Fluctuația tot se întâmplă în spate, doar absorb alții. Deci faptul că oamenii văd prețuri stabile nu crește și nu e ca cursul valutar, da, prețul laptelui, că l-am luat de exemplu. Faptul că nu fluctuează este doar că nu vede consumatorul că el fluctuează. Exact, asta cineva e. Cineva îi subvenționează. El fluctuează și astăzi, dar consumatorul nu vede, fluctuează. Exact. Deci felul în care speculantul de la supermarket aduce prețul mai în limite rezonabile, este că fluctuează doar la partea aia de după virgulă pe care tu nu o vezi. Maybe. Foarte mult. Dar da, îți garantez că dacă cumperi același produs zi de zi și pui toate bonurile pe masă în ultimele 3 luni de zile, o să vezi că nu știu dacă întâlnești mai puțin, da, mai puțin de 10 prețuri diferite pe bon. A, tu zici că îl crește încet, încet? Sau eu zic că fluctuează, el fluctuează. Deci eu știu despre niște prețuri pe care le urmăresc de ceva vreme la magazinul din colț, care face parte dintr-un alt lanț de supermarketuri pe care nu-l numesc, da? Deci nu era ăla. Dacă ai zis că e din colț, asta e identificare așa? Microzonală. Evident. E bine, acolo prețul merge și a mers și în sus, a mers și în jos, a mers, au încercat toate variantele. Nu, dar unde se duc? Adică ce mecanism e? Ce cauze sunt la asta?
păi fluctuațiile astea mici. Vorbeam până acum. Inflația sau ce? Nu, cererea, oferta. Cererea, oferta. Încercarea de a-și maximiza profitul. Ah, credeam că ai în vedere doar intervenționism. Ei încearcă, nu, ei încearcă un preț, da? Care e puțin mai mare, dintr-o dată nu se mai vând lucrurile la fel cum le-au prevăzut, tac, dau prețul un pic mai jos ca să se înceapă să se vândă sau mai bag o promoție sau știi? Este de genul aici asta. E momentul să facem o observație. Adică fluctuațiile se întâmplă în piață și le vezi în fiecare zi. Dacă tu te plângi că domne ar fluctua, așa, ești prost, fluctuează. În realitate, deschide ochii. Chiar în piața agroalimentară, exact, piața în care te duci, exact, exact. Acolo vezi cum fluctuează prețurile. În cursul unei singure zile. Da. Dar ce e interesant aici este că mai ai tot felul de situații, am mai povestit noi chestia asta, mai ai tot felul de situații în care unii înfierează erori ale pieței. Și ce aș vrea eu să înfierez aici este că ca să ai o piață, la fel ca în aia agroalimentară, în care te duci și zici, tu îi zici vânzătorului, zici, mă, dar e mult, hai dă-mi mai multe chile la mai puțin, ceva se întâmplă acolo, tu negociezi cu ăla, cu vânzătorul și ai o comunicare. Deci de multe ori ca să comunici și să vezi rapid schimbări, trebuie să ai comunicare în piață. Pe de o parte comunici prin prețuri, pe de altă parte comunici, poftim, ce zicea Vali, nu se mai cumpără. Dar, de exemplu, un lanț de supermarketuri nu prea stă, nu toți fac focus grupuri și întrebări la ușă. Ce n-ați mai cumpărat? Păi cu tare că s-a scumpit. Nu te întreabă la ușă. Ei trebuie să deducă și un pic mai încet, pe când și vezi totuși. Vezi chiar și la supermarketuri. Crește, scade cu tare preț, pentru că ei deduc că ar trebui să mai schimbăm, să mai scădem prețul, să vedem ce se întâmplă. Încearcă variante și am mai povestit noi cum încearcă ei variante. Pe când în piața agroalimentară chiar vezi direct aceste fluctuații și pe care le și poți influența și tu când te duci acolo. Și întrebi cât costă, pleci. Oamenii ăia se uită la lucrurile astea. Uite, apropo de erorile astea ale pieței, mă gândeam că și keynesianismul e o eroare a pieței. Nu, ține de paradigma asta în care reproșezi erori ale pieței. Deci care e problema lui Keynes? N-ai suficiente investiții. Eroarea pieței. Da. Eroarea adevărata market failure. Soluția care e să le facem fie mai multe. Facem cheltuieli guvernamentale. Deci am mai zis eu chestia asta despre stat. Să prind ei cam ce e și zice hai să o luăm noi înainte. Hai să reglementăm noi repede o chestie. Ca să nu apuci să o regleze piața, că după aia își dă oamenii seama că nu au nevoie de noi. Asta e o chestie subiectivă, știi, gândește-te tu despre orice poți să spui asta. Te uiți la Vali, nu, tu ar trebui să faci, găsești o chestie, da, știi, deci nu e, fiind subiectivitatea ocupă-te umană, cu cutare, știi? Da. Da, deci găsești. Păi, nu știu, mă plictiseam. Fă la tine, ia și învață la tine, știi? De ce? Da. Că e limba română de acolo vine, știi? Ceva. Da, eu, păi poate omul are alte chestii pe cap, știi, poate n-are timp de... Adică ai o... Și la discuția pe apărare, la fel. Dom'le, ăștia n-ar market failure, că n-ar cheltui suficient. Uh-huh. Păi da, e alegerea lor, știi? Una e alegerea birocratului, știi? Sau agentului extern, sau care, mă rog, poate fi și intern, dar își dă cu părerea, știi? Dom'le, ăștia nu fac suficient, nu știu ce. E alegerea actorilor, știi? Care ei investesc atât au considerat ei, știi? De ce nu a vândut-o la pământ? Nu știu, s-a părut că e prea mic. Că nu se merită, știi? Ia, mai departe din capitol. Zice, cum își crește, explică Hezlik, cum își crește guvernul, puterea și intervențiile. Ai prețuri mici, să cumpără mult, supraconsum, am zis. Nu sunt mulți oameni care zic, stai că acum îmi permit, stai să iau mai multe, că nu se știe. Că mai ai și variabila asta. Păi that's the point, tu n-ai fi luat chestia aia, cărnație. Dar dacă vei, ia că n-am treabă. Ca să știați, ca să nu mai spun că și dacă înainte, de exemplu, dacă înainte luai un pachet, da, acum tu oricum iei unul. E ofertă, e la ofertă. O să gândești că îi mănânci și pe alții, iei și pe alții, dar dintr-o dată iei doi. O formă de lăcomie. Și ideea este, ce o să zică? Păi s-au împuținat lucrurile. Ce o să facă guvernul? Statul o să zică, trebuie să raționalizăm,
trebuie să facem un control al costurilor sau să-i subvenționăm pe nu știu cine. Da. Să ajunge... băgăm rații. Exact. Și ușor, ușor intră și un domeniu sau o mână de domenii ajung să le afecteze pe toate celelalte. E poziția lui Mises asta mai degrabă, spirala intervenționismului, adică ideea că se duce, da, da. Se duce intervenția. Uite. Ce controlam? Laptele. Ok, cu ce mai contează în industria laptelui? Ce putem controla? Nu, că nu. Se plâng producătorii că nu le ajung banii, da. De furaj, de vite. Întâi se încearcă, raționalizarea consumului, da? Întâi se încearcă, spun, nu, stai puțin, raționalizăm, uite, atâta producție avem, fiecare ia numai... Așa zice la manualul de guvern. Așa zice la manualul de socialism. Fiecare luăm, deci dacă avem 1000 de chile de lapte și 3000 de doritori, fiecare ia doar cât o cutie de cola. Da? Lasă că înainte cumva 1000 de chile de lapte ajungeau la 1000 de oameni și fiecare bea un litru de lapte. Nu, acum ăia care bea un litru de lapte înainte n-au dreptul, dintr-o dată așa. De ce? Pentru că s-a făcut mai ieftin. Ca să înțelegem ridicolul situației, da? N-au drept. De ce? Pentru că guvernul a pus și așa creează penurie. Pentru că în partea a doua, da? Pune nu, tu nu mai ai dreptul la un litru de lapte, chiar dacă ieri îți permiteai și erai obișnuit, nu. Pentru că și ăștia doi oameni care ieri nu-și permiteau, astăzi vor și ei lapte, așa că trebuie să împărțiți frățește, că așa suntem noi frați cu toții în aceste grani, care avem CNP-ul dat de eliberat de aceeași. O jumate de lapte sau cât e? Nu, o treime. A, o treime. O treime, da, o cutie de cola, de 3,30, da? El zice că ei așa rezolvă, îți disciplinează cererea, dar nu-ți stimulează oferta. Păi bineînțeles că nu-ți stimulează oferta, deci chestia asta îți rezolvă problema doar azi. Doar azi, pentru că mâine, ce am povestit? Mâine o să iasă de pe piață ăia pe care nu-i avantajează prețul nou. Da? Și atunci guvernul o să înceapă să se preocupe. Dom'le, dar de ce nu-i avantajează prețul nou? Ce intră în industria asta? Furaje, chestii? Păi trebuie să stabilim prețul și la furaje, că uite, pleacă ăștia de pe piață și altfel trebuie să mai scădem iar rațiile la vite. Da? Și aici mă refeream la clienții care cumpără cu bani, pe ăia care se supun guvernului, ăia care sunt, care primesc cardul de rație. Da? Exact, cardul de rație. Zice Hazlitt că nu poți să susții toate combinațiile astea cu banii normali, pentru că ea alunecă peste tot și atunci trebuie să ai așa un fel de bani paralel, poți să ai cupoane, bonuri de masă, tot felul de aranjamente din astea care sunt bani paraleli. E, și încep, ideea e că începe să se extindă intervenția, că trebuie să rezolvăm prețul la furaje. Păi da, dacă rezolvăm prețul la furaje, acolo după aia avem mână de lucru, apă, benzină, piese pentru combină, tot felul. Și dintr-o dată, puf! Dacă avem exemplul ăla lui Milton Friedman, că cine face creionul, păi nu-i nimic, o să intre statul și o să-i controleze pe absolut toți care fac creionul, sau în cazul nostru, litru de lapte, da? Yeah. Hazlitt scrie chestia asta pe la 1946, îmi șoptește Alexandru, da? Norocul lui și ghinionul nostru este că el nu, dacă ne uităm la carte, el nu duce până la capăt situația asta, da? Pentru că nu și-a imaginat el niciodată ce înseamnă, da, să pui un cizmar cu putere de dictator în fruntea unui stat comunist. Noi am trăit-o pe asta, pe pielea noastră. Ia. Da? Vaccin. Controlul, da, zice că mecanismul n-a fost ăsta. Mecanismul, adică spirala asta, am controlat laptele, apoi vacile, apoi nutrețe, apoi... A controlat tot. Însă prețurile, toate da. Le erau, nu, de zic, stat, mecanismul inclusiv agricultura. N-a fost unul de tipul ăsta. Nu, știi? Pentru că atât în România, cât și în alte țări în care s-a încercat chestia asta și în alte țări de genul China și URSS, azi dai seama repede. S-a încercat chestia asta și cu arma la râu, la brâu, dar unul la mână îți dai seama repede și doi la mână apare piața neagră care urcă și deci... Dacă banii, banilor efectiv li se extrage funcția, da? Dacă
cum îi spune, nicio marfă din, eu nu mai vreau, nicio marfă nu mai are valoarea pe care să o aibă, ce se întâmplă cu restul? Da? Păi o să apară alte lucruri de tranzacționat, de genul favoruri. Dom'le, știu pe cineva care poate să-mi facă o legătură și uite, îți trimit, da, poate să aibă o, uite, și acolo crește niște porci, nu vrei tu o șuncă, nu vrei tu? Agregatul. Și în felul ăsta, piața neagră mai preia un pic din tensiunile. Mă servești? Da. Mai preia un pic din tensiunile sociale. Bine, Hazlitt înfierează piața neagră pe de o parte, că zice că produce pentru că trebuie să producă repede și pe ascuns și fugind de lege, trebuie să producă superficial, calitate proastă și vezi, Doamne, face o demoralizare în toată societatea, în toată economia, pentru că produce o presiune din asta a lipsei de calitate în piață. Da, anomia, zici. Pentru că, nu, da, pentru anomia. Că aici gândește-te la următoarea situație. Aici ai tu dacă te gândești la strict la produse agricole, n-ai nicio problemă. Te gândești, domne, asta nu cer o tehnologie foarte mare, dar poate să crească porc oricum crește pe rebuturi de la masa omului. Și nu acum cum vrea UE, coana UE să crească doar pe grâne și tărâțe aprobate, dar nu contează chestia asta. Ideea e că la niște ouă nu trebuie să le verifici foarte mult, da? Dar să zicem că trebuie să aștepți instalatorul de la stat sau ăla de la gaze care să vină cu pata la maua de la stat, da? Și ăla nu are, că lucrează doar de la 12 la 2 în condițiile în care vrea el. Și atunci îl chem pe neanicul de la 3. Când nu plouă, ca să-ți facă o lucrare la gaze. Da? Acolo, cu tot respectul pentru neanicul, s-ar putea să facă poc la un moment dat, să facă boom, să facă o scăpare. Sunt tot felul de cazuri cunoscute pe vremea lui Ceaușescu, de oameni care s-au intoxicat în casă. Da. Pentru că încercau să se încălzească. Căcetul nu dădea căldură. Da, mă rog. Cu invenții din astea. Nu, eu la partea economică aș tinde să fiu de acord în sensul că exact ce a zis Vali. Ăștia n-au expertiză ăștia cu piața neagră. Neaion nu știe că ăla care practică repară instalații de viață. La fel și ăștia cu carnea de porc nu o fac la fel de bine ca unii care fac asta de toată viața, știi? Of. Mă rog, hai să zicem carnea de porc o fac, dar nu o să facă niște mușchi țigănesc afumat, că vorba aia, interesul lor e să vândă porcul, să nu să-l țină, să-l întrebi, aibă timp gargea să-l întrebe, faceți cu porcul ăsta aici. În diviziunea muncii, ei nu sunt selectați că sunt buni la... Nu, ei sunt selectați că au tupeu curat să încalce legea. Asta e skill-ul lor fundamental. Exact. Nu că se pricep la măcelărie sau la nu știu ce. Asta e criteriu. Dar uite, la partea morală, nu știu, mă gândeam cum putem să-l apărăm pe Hazlitt. El ce zicea? Că ne învățăm să încălcăm legea, devenim... se duce imoralitatea în toată... Păi dacă e o lege proastă... Exact. Dacă e ok să o încalci, nu? Deci nu avem o problemă cu asta. Da, el zice că vai, se încalcă legea și noi am zice că, mă rog, vrem să depinde, nu se încalce agresiunea, da. Dacă legea e idiotă, foarte bine că se încalcă. Bine, uite, o formulare ar fi că dacă ai transparență, deci, na, piața neagră trebuie să te ascunsă, nu poate să fie transparentă. Dacă permiți transparență, o să apară și standarde de calitate. De exemplu, greu de povestit, dar ai astăzi foarte multe produse, droguri, produse groaznice, pentru că nu-i controlează nimeni. Când dacă, nu știu, poate pe dark web există firme de control al calității, de rating, da. Doamne, cumpărați de la ăștia că sunt că produse de calitate. Poate au apărut. Cred că și aici ai, tu crezi că artiști ăștia sau... Adică ai și clienți mai de așa, presupun că e și acolo ai niște... Dar e clar că nefiind la vedere, nefiind la capital puțin, toate astea, știi, toate...
Bun, și ca să ne întoarcem... Sau prioritatea, valorizarea tupeului relativ la pricepere, știi? Yeah. Ăla știe să facă droguri, un farmacist știe să... Ca să re... ca să re... reluăm puțin teoria la nivelul ăla al pieței îngenunchiate de stat la nivelul României comuniste... Hazlitt citează aici din Alexander Hamilton, care a spus că dacă ai putere asupra felului în care un om subzistă, da, își duce existența cea mai de bază, atunci ai putere și asupra voinței sale, în sensul că l-ai însclavizat. Yeah. Da, la noi încă e de ajuns subzistența la 30%, pentru restul de 70% din venit, contactați-vă stăpânii. Mă gândeam la asta de mediu, la politicile astea de mediu, dacă ei decid subzistența ta, o decide și pe mai departe. Păi nu știu dacă mai avem ceva la ăsta, al câtelea a fost, al treilea sau... Al treilea dintre... A, din ce mai avem? Ăla aici cu... e o chestie foarte mică în care Hazlitt zicea că dacă îl întrebă pe orice om care produce ceva, el știe de ce sunt probleme în domeniu și n-ar trebui să fie prețuri limitate. Când în celelalte domenii nu își dă cu părerea că nu se pricepe la celelalte. Nu, e drama asta, că tu vrei ca statul să-i limiteze pe ceilalți, nu să te limiteze. Dacă exact. Tu faci portocale, nu vrei să statul să spună limite la prețuri, la producție, la nu știu ce, știi? Am mai atins problema asta. Ideea e că, na, te lovește și pe tine dacă tu vrei, cum zicea Iisus, cine scoate sabia, de sabie va pieri. Cam asta e și drama. Discuțiile astea socialist-libertarianism. Deci dacă tu aplauzi agresiunea statului, e posibil să... devii agresat. Da, e foarte probabil. Să nu fii în cercul ăla... Ba chiar cercul ăla... care e mic. Cercul ăla e și el o piață. Da. Unor se mai și schimbă cercul ăla. Nu, dar de altfel... Nu, nu se schimbă nu, așa. Nu, dar de altfel, și ăsta este adevărul, mulți... foarte mulți, preponderent de mulți, poate chiar și voi, dintre cei care aplaudă o agresiune a statului, fără să-și dea seama că e o agresiune, fără să fie conștienți că nu gândesc în principii și poate gândesc în cuvinte, da? Și de asta nu-și dau seama că e o agresiune, că și Hazlitt aici le acordă de beneficiu, e benevolent cu ei, le acordă puterea de a se îndoi, da? Zice, nu, hai să presupunem... Da, e caritabil, exact, mulțumesc. Zice, hai să presupunem că pur și simplu nu înțeleg oamenii ăștia. Nu înțeleg, ei vor ca statul să îi plafoneze pe toți pentru că ei cumpără, da? Ei cumpără de la ei alții, vor să cumpere cât mai ieftin. Pentru că ce să vezi, chiar dacă nu ești capabil să gândești în principiu, tu tot încerci să aplici principiul ăla al eficienței de care am vorbit mai devreme, cu minimum de efort să iei maximum de rezultat. Da? Deci tu vrei să vină statul să-i plafoneze pe toți ceilalți, dar pe tine ce produci tu, nu. Ce produci tu, nu, pentru că ce produci tu e special. Și tu ești un special... și în niciun caz nu e o lume întreagă de speciali, mai ales nu ăștia care votează USR, în niciun caz nu e o lume întreagă de speciali, nu, doar tu ești special, tu ești singurul special de pe lumea asta pentru că ți-a pus Dumnezeu mâna în cap și pe toți ceilalți trebuie să-i plafoneze, dar tu ești special și nu. Auzi, era un bias, am uitat, nu mai știu dacă era el, man sau habar n-am, era un bias care zicea că dacă citești o știre, da. Am mai vorbit noi. Dacă Gelman, amnezia Gelman. Amnezia. Deci, dacă tu citești o știre despre ceva la care te pricepi, vezi că bat câmpii de cele mai multe ori. Uh-huh. Și după aia, totuși, uiți că s-ar putea să bată câmpii și în celelalte domenii la care nu te pricepi. Trecând la articolul imediat următor, deci felul în care este desenată amnezia Gelman, spune așa, citești ziarul, citești pe această pagină, zici, Doamne, ce idioți sunt ăștia care scriu la ziarul ăsta, ce tâmpenii poate să scrie, cum nu înțeleg ei lucrurile. Dai pagina, dai literalmente pagina acelui ziar, wow, ce nu vine să cred ce s-a întâmplat tot aici. Da. Bine, aici voiam să fac o distinție, ca să nu iertăm pe nimeni, voiam să fac o distinție între jurnalism, că mă mai uit la știri.
mă uit, mă, ce fel de jurnalism e ăsta pe care îl vedem noi mainstream? Și eu l-aș numi, deci nu e jurnalism, nu e jurnalism de analiză, pentru că îi vezi că nu își fac temele să aibă datele de analiză. Nu e jurnalist de investigație, nu sunt în stare să întrebe și ei măcar două surse. Sunt un jurnalism ori de stat, că preiau comunicatele, le dau așa, vedeți ce amenzi vă pasc, ori e un jurnalism de văicăreală, l-aș numi. Deci vedeți ce nasol e cu tare. Și întreabă pe niște oameni pe stradă cât de nasol e. Foarte nasol. Extraordinar. Jurnalism. Mă rog, fac o paranteză. Dar au succes chestiile astea. Nu știu, păcate, cum, nu știu, da, cum ai putea din apăra... Din cauza fricii, da. Te spune că asta e un fel de cercetare calitativă. A vorbit cu doi oameni și dar prinde pulsul pieței. La aia cu, îți dă un comunicat de la guvern. Da, aia e poate cea mai problematică. E doar... Regurgitez. Da, doar reiau... Mă rog, ce? Mai departe. O altă formă de control al prețurilor, dar care e mai stabilă. Vreau să mai zic ceva la asta, la... Care era asta cu... A, consumator versus patron. Deci un argument de ce consumatorii... Uite, inspirat de paradigma asta public choice, ar fi că sunt mai mulți consumatori decât patroni și așa costurile tranzacționale, de organizare, de coagulare sunt mai... mai mari, știi, să zicem mai 5 hipermarketuri, imediat s-au înțeles, s-au întâlnit, au costuri mici, de, în timp ce noi să ne organizăm 20 de milioane, foarte greu face asta. Deci ar fi și argumentul ăsta al costurilor, știi, e greu să ne organizăm. Față de patronii din industria textilă, sunt 20 de oameni. S-ar putea să fie și un pic de lipsă culturală, gândește-te că în alte... țări mai prin America, ai tot felul de asociații ale unor interese, nu știu ce, purtătorii de pantofi de piele întoarsă, whatever. Se văd costurile astea, nu sunt așa nesimțite, știi, să acopere toată România, știi? O, sunt niște... Nu, dar și ideea de... Deci cer timp. Chestiile astea cer timp și na, tu... Ai o chestie, deci ai tot felul de grupuri de interese care se adună, coalizează, complotează, conspiră pentru că au niște interese. Oamenii de rând au și niște interese, dar nu au cultura și exercițiu să se coordoneze cu alții. Și atunci așteptarea e, dacă noi nu ne coordonăm, de ce? Pentru că și așa mă enervează vecinul ăsta, n-am chef să mă coordonez cu el, atunci hai să le interzicem și celorlalți să se coordoneze. Și să devină ilegal așa și privit foarte groaznic că s-au coordonat unii. Argumente că te înțeapă puțin, știi? De multe deci ori, grupul da. De interese își trage mult. Pe tine te fac, te înțeapă puțin. Ia, da, da, înțepăturile astea, mă înțeapă, mâine mă înțeapă, știi? Adică... Moarte prin o mie de tăieturi. Nu, se strâng, adică nu... Da. E, ultimul lucru care, la care vreau să mă întorc de menționat înainte de a trece la ultimul capitol este ăsta, că Hazlitt aici atinge, nu știu dacă prima oară, dar poate cel mai clar, ideea că toți oamenii sunt atât producători cât și consumatori în același timp. Și atunci când spuneam că nu aplici principiul corect când te gândești că vrei limitare de prețuri ale altora, dar pentru tine nu. Tocmai asta spuneam, că tu vrei limitarea prețurilor pentru niște producători, da? Deci principiul pe care tu încerci să-l spui este vreau ca producătorilor să li se aplice limitare de prețuri, dar în același timp vreau ca producătorilor să nu li se aplice limitare de prețuri atunci când te gândești la tine. E un nonsens și alege varianta care te avantajează pe tine, nu aia care avantajează guvernul. Întrebarea e, vecinul tău cum gândești? Ia zi, care e principiul vecinului tău? Păi nu, cu vecinul a zis Alex că nu vorbești, nu, că nu te înțelegi cu el. Dar și dacă te gândești ce vrea. Principiu, da. Evident, evident. Evident. Deci vecinul tău vrea să nu fie limitat pe linia lui, vrea să limiteze pe alții. Păi cine sunt acei alții? Tu ești acela. Da, yes, good point. E bine că gândește el așa? Nu. Da, e bine că vecinul tău vrea să te limiteze pe tine? E, dacă nu e bine, poate nu e bine să gândești nici tu așa. Îl luăm pe ăla de la parter. Care e viziunea lui despre lume, despre viață? Statule, limitează-i pe alții? Nu mă limita.
tot așa poți să mergi, să mergi pe stradă, știi? Deci cu excepția libertarienilor, nu vei găsi alții care să spună, nu frate, consistent. Statul n-are voie să limiteze pe nimeni, știi? Deci, da. Nu... Da, de cele mai multe ori o să găsești oameni care o să zică, păi în situația X, lucrurile se schimbă un pic. Te explică niște nuanțe. E, și dacă cumva mă gândeam eu în speranța mea deșartă că cumva există destul, cum să spun, cunoaștere economică astfel încât lumea să fie by default împotriva controlului prețurilor, realitatea mea arăta că mă înșel. Vise de noapte. Da, exact. Dar cel puțin în România... Nu există și încă... Și cred că am avut pe un sondaj, cred că m-am avut scor bun la... Păi da, dar oamenii se uită la noi. Nu, în România există un subiect care nu și-a făcut, cum să spun, apariția încă în agora publică, și anume limitarea chiriilor. Fixarea chiriilor. Da, la Cluj. La Cluj, da, a fost o discuție, nu? Tardea lui Fruncea. Da. Da. Deci, această înapoiere economică, mă pregăteam să zic un cuvânt care începe cu R și se termină în tard, această înapoiere economică este... cumva prezentă în discuție în tot felul de orașe capitaliste puternice și anume reglementarea prețurilor pe care le poate percepe cineva pe post de chirie. Avem problema și la New York, avem problema și la Chicago, avem problema și în Los Angeles, avem problema cam în toate orașele Paris, metropolitane Berlin. Din America, avem problema și în Germania, avem problema și în Franța, avem problema cam pe peste tot pe unde a fost, cam pe peste tot pe unde capitalismul a permis destulă acumulare de capital, astfel încât lumea să construiască clădiri pe care să le închirieze. La noi de ce n-avem încă problema asta? Nu declară lumea. Pentru că, exact, pentru că chiria în sine e încă o, cum să spun, pătura de chiriaș în sine nu e încă vandabilă din punct de vedere politic, nu e încă viabilă din punct de vedere politic. A început să fie la Cluj, cum spunea Costel. Da? Acolo la Cluj, în oraș de chiriaș, acolo începe lumea să... Aoleu, dar cum, aveți o problemă? Stați că venim de la stat să vă ajutăm. Și cum ajutează, cum ajută guvernul? Declarate, știi, nu sunt declarate chiriile. De uite că și chiriașul simpatizează cu... Păi știi de ce simpatizează? Cu proprietarul, știi? Adică nu... Din cauza că iar crește prețul. Uite, dacă faci un sondaj să spun... Îi crește prețul. E ca și cum ai întreba un om, vrei să cumperi cu TVA sau fără TVA? Păi fără TVA. Se gândește... Logic. Dacă nu se gândește, cred că mai degrabă îi explică cineva. Statul, înjură statul sau se gândește că și el face la fel? Poate să libertarian, poate să gândește că statul e un agresor, e un monopol pe nu știu ce. Da, nu. Da, da. Bă, mi-ar conveni să iei o bani ăștia sau să ia statul. Yeah. Mi-ar conveni să iei eu. Păi, probabil așa ești proprietarul, știi. Yeah. Natura umană nu e. Mm-hmm. Ai trecut pe scara, abia s-a modificat, știi, nu e. Bine, în România suntem special că suntem foarte mulți ca procent din populație, foarte mulți oameni, da. Sunt proprietari. Și te gândești că e o piață un pic atipică mică. E atipică față de celelalte, față da. De celelalte. Lucru care mă face să mă mir că ai o țară ținută de proprietari și totuși ei se supun statului. Păi, a cui e țara asta? A proprietarilor. Păi da, da, proprietățile în sine și le-au luat de la stat, că cred. Blocul în sine nu ai era, făcut știi? De stat. Păi da, dar blocul a făcut, făcut de stat nu. Și ți l-a mai avea Costel chestia aia, dacă statul a furat și a făcut o chestie, a cui e? Mm. Cui o dai restituție? Mă rog, ai putea zici că e o apropiere. Am mai vorbit noi. Dar... dar să nu fugim din subiect. Da, dacă omul estimează, și dacă e proprietar, dacă el estimează că va câștiga mai mult decât pierde, simpatizează cu agresiunea statului.
Uite, ăștia care nu erau agresori, de fapt, dacă aveam în cap ideea responsabilității limitate, nu erau agresori, dar ideea e că nici nu se opun agresiunii statului, știi? Hai să zicem, agresorii sunt ANAF, poliția, structurile de forță, știi? Dar nici nu se opun. Mm. Dacă tu nu te opui, eu nu mă opun, Alexandru nu se opun. Mergem așa? Bun, și hai să vorbim despre controlul chiriilor și cum să desfășoară el de obicei. Vine statul și spune, domne, avem o problemă. Avem o problemă de housing, da? Dacă ați auzit discuții despre politica națională atât în Marea Britanie, cât și în Suedia, cât și în țări din astea civilizate, precum Norvegia sau așa. Apropo, în Suedia e o listă să te înscrii ca să primești șansa să închiriezi o proprietate mai lungă decât era la Daci în România. În România comunistă. Socialism. E bun socialismul. Funcționează. Din punctul ăsta de vedere, controlul chiriilor în Suedia a funcționat la fel ca în toate celelalte țări. Ce se întâmplă? Și ce se întâmplă în realitate? Oamenii aia care vor să stea într-un loc și n-au loc unde să stea. O să ocupe mai eficient locurile existente. Nu, practic, asta s-ar întâmpla dacă când ar crește prețurile. Dacă e piață. Nu, și astăzi în Suedia. Deci, practic, ești obligat de stat, rămâi acasă, nu știu, cu părinții sau nu, stai cu mai mulți prieteni. Nu economisești spațiu, tu stai... Deci, dacă ești pe preț reglementat, stai, te lăfăi cu două camere, știi? Timp ce dacă lași să crească prețul, te înghesui, știi? Vine altcineva. Crește accesul, ca să vorbești în limbaj socialist. Problema asta e și la lapte, și la case, și peste tot. Ce vreau un socialist să fac? Crească accesul, știi? Ce fac măsurile lui? Scad accesul. Cum zicea Rothbard odată, păi o chestie care își crește accesul se numește dolar. Ce? Dacă lași prețul, crește accesul. No, ce voiam eu să subliniez era că se spune de ce intervenim. Pentru că piața de clădiri este... vagă, elastică. Da, dar ocuparea, ce ai zis tu, este, aia este elastică. O să... Nu, sau laptele elastic, sau vezi imediat apărea aia cu lapte, știi? În timp ce la casă, până faci o casă, o faci imediat. Da, știi? Mai ales unde mai pui, că mai trebuie să-ți mai ție și 50 de autorizații de la guvern, să fie aprobată, să fie în zona zoster și așa mai departe, exact. Da, ai probleme cu casele, nu să nasc așa peste noapte. Apropo, în caz că nu înțelegeți de ce despre acest capitol nu discutăm încă, este de ce nu găsiți acest capitol în cartea la care tot facem reclamă, este că cartea a fost tradusă după ediția a doua, iar acest capitol face parte din ediția a treia. Ce să-i faci? Dacă vă uitați la noi, nu numai că aveți parte de carte, dar aveți parte și de mai multă carte decât vă cumpărați. Da, e un conținut unic. Da. Da, deci asta ar fi ideea. Intenția e tot una nobilă, să ajuți niște oameni amărâți. Păi cum îi ajuți? Păi ca și la lapte. Faci prețul să scadă. Și ca și la lapte. Nu, la chirii nu-l faci să scadă, îl ții pe loc. Din punctul ăsta de vedere, felul în care este manifestat este că e tot fixează prețul, pentru că tendința lui ar fi să crească, da? Atunci când ai multă cerere și nu ai destulă ofertă, prețul crește. Și ce să vezi, te dacă ar crește... Poate să scane, știi? Dacă pleacă studenții exact. Din Cluj, știi? Și el să rămână sus. Și ce să vezi, exact. Dacă... Și el plătește mai mult chiriașul protejat. Dacă ar crește, dacă ar fi lăsat prețul să crească, atunci lumea ar fi interesată să intre pe piața asta, chiar dacă durează mult. Da? Dar dacă nu ai prețul de așa natură încât... Deci, cum să spun, prețul la care am ajuns astăzi cu chiriile este prețul determinat de ansamblu de construcții care sunt deja existente. Uh-huh. Dacă tu vrei să mai fie construite lucruri în plus, trebuie să lași prețul să crească. Așa cum am vorbit în capitolul precedent, dacă nu crește prețul, nu e semnalul să intre cineva pe piață. Da? Doar creșterea prețului îți asigură creșterea și ofertei într-un timp viitor. Îți asigură intrarea pe piața altor producători. Păi subvenționezi pe aia, dacă ești ecologist și vrei și prețuri mici și natură
protejate de să nu se mai construiască nimic, menționez pe ea, dar problema e că, hai să zicem că tu mai ții și cu săraci, le ai pe toate, știi? Vin banii din altă parte, inclusiv de la săraci. Deci dacă tu ești student și subvenționat și asta... Și una dintre lucrurile care vin iarăși, deci dacă, de exemplu, acum am vorbit de ce nu apare lumea pe piață, da? Dar ce se întâmplă cu cășile care sunt? Uite, aia mi-a plăcut cu reparațiile. Cred că e argumentul care mi-a plăcut cel mai mult. Deci ideea, hai să zicem, ai prețul pieței era 300 de euro. Ăștia o pun la 200. Azi zici, mă, fixează nu. Mai jos. Țin prețul la 300, prețul pieții 300. Ar urca la 500, în mod normal. Ideea e că dacă tu nu poți închiria la 400, nu o să... E un argument simplu, nu o să mai investezi, să pui faianță, să nu... Asta o faci dacă ți se permite să crești prețul, știi? Că știi că unul ar da 400 dacă... De fapt, e invers. Pentru că ai așteptarea că va da 400. Faci. Deci da. Beneficiile estimate îți dictează costurile, știi? Nu te apuci tu ca nebunul. Exact. Dar dacă prețul e 300, de ce să mai mă chinui ca prostul, știi? Să... Ca să nu mai vorbim de faptul că sunt și alți oameni care iau, cel puțin în Statele Unite, o abordare mai drastică decât atât. Zic așa, păi cine-i proprietar aici? Eu sau guvernul? Păi dacă eu sunt eu, de ce nu pot să pun cât vreau mușchii mei aici? Poate că o fi guvernul. Ia să vă repare guvernul casa. Da. Eu nu mai bag bani. De ce nu bag bani? Păi eu nu văd niciun beneficiu. Pentru mine astea sunt doar costuri. Nu se returnează în plus. Nu mi-aduc retur în plus la investiții. Mă gândesc că el intră pe pierdere dacă mai face... Ca să nu mai spun, el poate... Presupun că statul îi lasă un procent acolo, câștigi 50 de euro sau... Exact, și s-ar putea să nu merite. S-ar putea ca la orice celelalte prețuri, s-ar putea să zici, dar nu mai scot la închiriere acest locuință. Și dintr-o dată, ce-au vrut guvernul? Păi să aibă lumea acces. Ce se întâmplă? Nu mai au acces, că nu mai închiriază lumea. Și atunci se apucă guvernul și face el. Dacă ai intrat pe listă, nu poți să ieși, nu? La Suedia, probabil. Dacă te-a prins că... De ce? Adică ce? Tu poți să ieși, nu mai închiriez? Da. Cum poți să zici? Poți să zici. Aici. Până când... Mă gândesc dacă nu puneau și asta, știi? Până când. Nu, poți să zici. Până când... Pentru că nu e așa, dreptul omului asupra proprietății sale este suveran, da? Și nu ne atinge într-o țară de drept, așa cum ne place nouă, democrație, de un stat de drept, cum ne place nouă să spunem, păi ai dreptul la proprietate și pe ăsta nu-l încălcăm. Uh-huh. Mai puțin când statul se decide, să primească foarte mulți refugiați dintr-o dată. Da, s-ar putea să fie strategic. Și atunci când statul se decide să primească foarte mulți refugiați dintr-o dată, și n-are un să-i pună, devii un chiabur nesimțit dacă insiști ca în casa ta de vacanță să rămână a ta. Îți naționalizează hotelul. Da, sau hotelul sau ceva. Da, au fost cazuri. Și la noi sau? Nu, la noi nu. În state de drept, în state din astea, nu la noi. Sau nu i-a obligat, ci i-a plătit. Deci, practic, a pompat niște super subvenții. Și ce se întâmplă cu banii aia? Păi se absorbă în economie. Nu, i-a obligat. În sensul că acele subvenții aveau rol compensatoriu. Nu aveau rol de... Nu erau... Da. Ok. Da. Ca în pandemie. Ce? În da. Pandemie. Păi, da, cam așa. De exemplu, eu știu un hotel foarte frumos din Köln care nu mai există astăzi. Pentru că este centru de refugiați. Pentru că familia care deținea era o afacere de familie, era hotel de familie. Și familia care deținea acest hotel a fost strânsă cu ușa să ofere drept cazare la refugiații din valul din 2015. Și prin urmare au... vândut hotelul și acum se ocupă de altceva. Elastic. Dar revenind la controlul chiriilor, despre care vorbeam, deci am zis așa, în prima fază îți ține, tu vrei să rezolvi housing crisis, nu face decât să ți-o prelungească la infinit. 2. Tu vrei să-i aperi pe săraci, să nu-i ardă ăsta, capitalistul netrebnic, chiaburul, proprietarul chiabur,
Să nu iardă la chirie, știi? Cum se numește asta? Landlord? Nu, dar în românește cum e zice? Proprietar. Nu, ceva mai poetic, mai... Apropitarul. Avem ceva să surprindă dimensiunea asta, da. The Lord. Rea. Păi nu avem, asta e, că nu avem. Era moșierul. Era... It's not the same. It is not the same. Păi. În comentarii. Da, în comentarii. Da, corect. Scrieți-ne în comentariu ce termen deci, pe peiorativ. Deci al orașului. Apartamentelor, da. Boierul, mă rog. Da. E, al doilea lucru este că săracii ăia pe care vrei tu să îi aperi de interesele nenorocitului de chiabur care le ia chirie cu japca, da? Este că o să îi ai într-un mediu degradant. Într-un mediu în care dacă li se strică ceva, stricat rămâne. Asta, argumentul ăla că nu achit suplimentar. E, cred că mai trebuie zis și ăla că nu, că oamenii estimează, apropo de noile construcții, estimează că o să-mi pună prostiile astea, știi, controlul prețurilor și nu se grăbesc. Dar cred că am zis-o la faptul că nu scoți casa. Nu mai intră nimeni pe piață. Nu scoți casa la închiriere. Da. Deci nu... Și ce mai avem? Mai avem ideea că guvernele la un moment dat își dau seama de chestia asta și spun nu, controlăm prețurile doar pentru oamenii de rând. Dacă avem o locuință de lux, determinăm noi ce înseamnă locuință de lux. Dacă avem o locuință de lux, pe asta o acceptăm, o lasă omul, că nu e așa, dacă îți permiți să închiriezi o locuință de lux, ajungi să închiriezi numai o locuință de lux. Și așa ajungi la situații de genul în Cluj, în care poți să închiriezi un closet cu 500 de euro pe lună sau ceva de genul ăsta. Nu da, mai știu era ce mă, erau da? Considerabil. Pentru că dacă tu spui că permiți doar la locuințele de lux o piață liberă, în primul rând, faptul că presiunea pieței va fi și mai mare, că există o cantitate mare de oameni care n-au unde să stea. N-au unde să stea că n-au locuințe, că uitați-vă la ce vorbeam mai demult, da? N-au unde să stea, prin urmare ăia o să se reverse asupra unui număr care admitem că e foarte mic de locuințe de lux. A, licitează la alea mai sub lux. Da. Lux. Da. Da. Bine, tehnic un pic. Dar care era fața cu WC-ul de cinste? Nu era un WC, era o debara, era nu, o cameră foarte mică. Era un closet în sensul de debara, de șifonier. Era un apartament de șifonier. N-avea preț reglementat, de ce costa 500? În Cluj? În Cluj încă nu. De la piață, da. Nu, dar exista... A, sensul era că arăta rău, nu că era... Nu arăta rău. Dar era foarte mic. Era o chestie foarte mică, cerea foarte mulți bani. Și toată lumea s-a mirat, a făcut turul internetului. Wow, cum se poate așa ceva, o chestie atât de mică, să coste așa de mult și wow. Cum își permite acest proprietar să ceară? Mă rog, ideea era că pare că, păi și cum să se rezolve problema asta? Păi ai un lanț de producție pentru case. De ce trebuie să ai niște standarde de construcție? Că sunt civilizate, nu? Pare așa că e civilizat să ai standarde de construcție. Nu mă lași tu, un sărac, poate astăzi și-ar face mâine pe un teren o căsuță de chirpici. Vai, cum se poate așa ceva? Îți dă aprobare? Nu îți dă aprobare. Și ideea este, de ce ar vrea să ai standarde? Păi ca să... Nu mă duce capul să zic altceva decât să nu-i agresezi pe alții. Dar cum poți să-i agresezi? Păi poți să le faci ceva vecinilor, nu-mi imaginez ce ai putea să faci cu o casă vecinilor. Nu zic ca să fie strici, eu. Da, îi strici feng shui-ul cartierului. Sau să nu cadă pe musafiri. Nu, cred că asta e ecologistă, e asta culturală, nu? În principal. Da. A, nu, și mai sunt și alea estetice. Estetice, da, acoperișul. Arată rău, nu arată... Da, arată nasoală. Mă, și ideea era că ai vrea să lași oamenii să poată să-și construiască. Da? Să poată să-și construiască ce au ei nevoie, dacă vrei să fie construcție. Dacă tu pui limite de intrare, n-ai voia aia, durează 2 ani să poți să construiești. Și din nou, de ce sunt făcute toate lucrurile astea? Păi în ideea că siguranța. Păi de la siguranța poți să o verifici
cu ingineri privați. Nu faci o castă, cum am mai zis până acum. Sunt tot fel de caste acum de oameni din ăștia care au serviciu aranjată de stat pentru că trebuie să faci certificatul cu tare, verificarea nu știu care. Dar pur și simplu, ce vrei? Ce ai putea să vrei în mod civilizat? Păi vrei o clădire care să nu fie groaznică. Vrei să țină. Cine poate să verifice chestia asta? Niște ingineri. Avem ingineri pe piață? Avem. Poți să verifici cu un inginer privat, îl chem că o să vină, că vrea să aibă de muncă. Piața în felul ăsta ți-ar produce clădiri, locuințe. Da, poate să-l angajeze și firma, adică poate să internalizeze. Ia. Nu, dar am încercat să cât mai Crusoe Economics, cât mai simplu. Deci eu pun mâna, vreau să-mi construiesc și astăzi n-am voie. Vine cineva și mă întreabă, ai voie de la stăpânire? Și de ce ți-ar cere voie? Păi că trebuie controlat tehnic. Și cum poți să o controlezi tehnic? Să zicem că vrem să fim extraordinar de civilizați. Păi o controlează un inginer. Nu că unele... Vedeți? Cred că și libertatea nu poate pune să... Da. Astea de să nu cadă, știi? Sau să... Da. Poțin, da, sigur. Bine, nu, poți să... Bine că ăștia văd siguranță pentru ei înseamnă și copiii, copiilor noștri, da, care vor respira țină, în da. Între 3.000 și... Aberea. Uite, mă gândeam la orașele astea de... 15 minute. Păi dacă tu respecti toate astea, înseamnă că un sărac va sta 15 minute. Sigur că nu stă 15 minute în orașul ăla. Pleacă. Că nu-și permite să... Storașe sau că timpul lui maxim de stat în Cluj va fi 15 minute. Storașe din care să fugi în 15 minute. Ce mi se pare interesant. Ce film era cu... Gone in 60 seconds. 21 de grame. Da. Naia. Ce mi se pare, mi se par două lucruri interesante aici. Unul dintre ele este că avem cumva aglomerație industrială fix acolo unde ai centralizare, deci fix acolo unde ai mai mult socialism, cumva să naște mai multă aglomerație industrială, nu știu cum, it's a mystery, ok. Vă dați voi seama după aia, dacă nu v-ați prins până acum, mai mergeți, mai vedeți și alte emisiuni de ale noastre, mai discutăm, mai abordăm subiectul ăsta și altă dată. Inevitabil. Argumentul cauzalității, uite, aș merge pe linia Hoppe, că... Dar bogați cheltuiesc mai mult. Înțelegi? Deci nu argumentul keynesian pentru că ei consumă sunt mai bogați, ci pentru că sunt nemții fiind mai bogați, au mai multă educație, știi, consumă mai mult, știi? La fel și Clujul, fiind mai bogați, au IT, au ce au ei pe acolo, consumă mai mult. Prin consum mă refer la stat, știi, la birocrație ce au pe acolo. De stat. Își permit cheltuielile astea. Știi? Da, nu, eu mă refeream la... Deci okay, ziceai că ar fi legătura. Și eu ce am asta, cred că e. Păi dacă ea sunt bogați, înseamnă că își permit să spargă și banii în administrație. Nu, Clujul e... Clujul e aglomerat, dar este și centralizată puterea din tot Ardealul odată la Cluj. Și a doua chestie este că el nici nu s-a... Bine, pe cineva care e în Cluj s-ar putea să fie să nu fie de acord că s-a extins într-o anumită zonă, într-o singură parte, cumva a crescut încolo. Dar nu s-a, cert e că nu s-a extins pe măsura populației pe care a atras-o. Asta e clar. Eu mă gândeam la o altă, la un alt exemplu. Acum ne avem un termen, deci când ne gândim, domne, la că vorbește Hazlitt aici, spune că niciun nu există, sunt puține termene mai încărcate de conotații negative, precum este acela de slumlord, care este termenul foarte greu de tradus, la care încerca să găsească Costel un echivalent în limba română. N-avem din punctul ăsta de vedere, ești cumva stăpân peste niște case ghetto, dărăpânate. Ceva din ghetou. Da, stăpân peste ghetou, să zicem. Da, dar cum să-i zici? O să care închiriază din ghetou. Ceva da, din e greu. Și mă gândeam atunci când te gândești la slumlord, când te gândești la slums, efectiv la slums, lăsând la o parte câteva cazuri din America care cu ce să vezi, slamurile din orașele americane
se rezolvă gentrificându-le și socialiștii mor când aud că se gentrifică, în sensul că ce se întâmplă? Se fac praf, ele ajung să fie abandonate și la un moment dat vine cu buldozerul și vine un dezvoltator nou care construiește apartamente de lux care nu sunt închise la, nu sunt, nu, care nu se aplică controlul prețurilor, da, controlul prețurilor chiriei. Și dintr-o dată vin acolo, se mută niște oameni bogați. Iar săracii care stăteau înainte în condiții insalubre se duc mai jos, mai spre Jersey, încolo mai vedem unde, unde, mai vedem unde. E, un alt lucru însă, spuneam că nouă, ca europeni, atunci când auzim cuvântul de slum, nu ne gândim la asta. Ne gândim la Slumdog Millionaire. Da? Uh-huh. De unde era băiatul ăla? Că eu nu mai țin minte. Era din India, nu? Da, da. Din India. O țară cu trecut socialist puternic. Prezent. Da? Și prezent și cel mai probabil și viitor. Că nu, să, nu, nu pare să se deștepte foarte, foarte de curând. Da? Nu e mare predicție. Da. Deci asta da. Poți să o faci. Deci ajuns... De alegerile în România vor fi câștigate de un socialism. Da. De unde ai? De asta, wow. Nostradamus. Și o altă imagine pe care, care îmi vine mie ca european în minte când spun slums, mă duce cu gândul la favelele braziliene. Da? Mm. Acum stau și mă întreb, Brazilia aia, nu mai știu, era socialistă sau nu era socialistă? Eu aș zice că era cam socialistă. Era. Da? A mai respirat cu Bolsonaro. Da, dar favelele cumva îl preced pe Bolsonaro cu mult timp. Nu este o întâmplare. Aceste lucruri nu reprezintă o întâmplare. Nu, plus că... Intervenția guvernului în a reglementa prețurile, a fixa prețurile, duce la distorsiuni în piață și duce ca unii, o categorie de oameni să trăiască pe spinarea altora. Sau, dacă vreți, cum am mai tot vorbit până acum, guvernul să acționeze pe post de spărgător de geamuri pentru unii și de, cum să spun, și să-i fac pe alții geamgii. Da. Mumă și ciuma. Mumă și ciuma. Da, te aștepți, oameni, sărăcia este un lucru relativ. E relativ la bogații din jur. Atunci americanii săraci nu sunt la fel de săraci ca indienii săraci. Da? Și... Sunt în 1%, cred. Da, dacă da, e... da, dacă e măsori, exact. Și ideea e că... Partea tristă aici, că de-aia va fi și greu de ucis socialismul, știi? Pentru că merge, definește sărăcia pozițională și întotdeauna... Da, 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 e un moving target. Da, ideea e că lumea se așteaptă, unii oameni care se așteaptă să poți să scapi de niște niveluri ale societății. Așa cum ai scăpat de nu știu ce boală, care nu mai știu ce, tuberculoza. Am auzit de curând o chestie. Vai, ce omoară cel mai mult pe lume? Păi tuberculoza. Vă dați seama că sunt oameni care încă mai mor de tuberculoză în țările sărace, dar nu vă e rușine, mă, vesticilor bogați. Voi nici nu vă gândiți la chestia asta. Cam asta era discursul. Și ideea ar fi că întotdeauna o să ai toată plaja de avuție în societate. Pentru că oamenii sunt diferiți. Din diverse motive, unii o să fie cei mai săraci la un moment dat, deci nu poți să scapi de sărăcie. Da? Și atunci oamenii se așteaptă să, ca de o boală, să scăpăm de această sărăcie. S-ar putea ca unii oameni din bidonville, din favelas, să nu aibă unde să stea, să stea sub stâncă, troglodiți. Da? Și e bine să stea în favela. La fel e același argument cu muncitorii din sweatshops. Vai, sunt niște oameni exploatați. Da, relativ. Da, adică socialiștii vin cu niște standarde. Normal, dacă îmi pui standarde... Decente. Totul da, e... nu le satisface nici dracu. Știi? Nu, și standardele decente sunt exact ca prețurile de mai devreme pe care le-a hotărât cineva. Păi aici e decent. Decent este să nu mor. Stai, decent este să nu...
Și uite așa, cobori din ce în ce mai jos. Decent este să nu fii agresat. Asta este singurul punct de decență la care putem să ajungem. Discuția pe controlul prețurilor e chiar pe terenul lui. Uite, care sunt intențiile tale? Păi să ajut oamenii amărâți. Păi și ajuți dacă au loc efectele astea, că dispar casele, dispare laptele, dispare. Nu, nu îi ajuți. N-aia. Mai lasă-mă vorba cântecului, știi? Eu am încheiat. Voi? Păi cam asta a fost Vali, nu știu dacă... Da, nu, la fel, a zice și eu. Pe această notă optimistă, vă așteptăm în comentarii, vă așteptăm și data viitoare când continuăm cartea și pentru Vali Berceanu, Costel Stavarache, eu am fost Alexandru Chiriac, vă mulțumim pentru atenție și vă urăm libertate că e mai bună decât toate.